Salve, dude, și bine ați venit la un nou live pe Barbă Neagră! Salutare, salutare! Sper că ne auzim bine aici, cred că trebuie să mergem un pic mai aproape. Cam așa, cam așa. Fraților, sunt aici cu Micaela, am convins-o să jucăm GeoGuessr, un joc în care trebuie să descoperim cam pe unde suntem, bazându-ne doar pe o singură locație imagine. Știm despre ce vorba, mai jucat, doar că nu foarte mult. Așa că vă salut pe toți, iau de la avem aici pe Vlad, pe Sebi și pe Blue, care a fost al doilea, se pare. Salutare, băieți! Și hai să alegem, avem așa, avem locuri faimoase, dacă ceva nu se aude, dacă am schimbat setup-ul pe aici, am băgat microfon, am testat multe lucruri, așa că dacă e ceva neregulă, dați-mi de știre în comentarii, vă rog frumos. Acum, uite, avem lucruri faimoase. Ok, vale. E mișto și așa că chiar dacă unul le bunzim, le învățăm. Da, și băgăm așa spain și de asemenea putem să împlinim toate obiectivele astea și după aia primim 500 de XP reward. Bă, da, știu! Cu experiența după aia, dacă jucăm împotriva cuiva, aha, și putem să mărim timpul sau putem să facem niște chestii de astea, știi, cu punctele extra. Okay. Așa că nu-i degeaba, funcționează în favoarea noastră. Avem și challenge-uri pe aici. Okay. Așa. Să-i dăm, ia uite și pe Woki, salutare, senior Woki. Îi dăm pe Spain prima dată? Da, asta voiam și eu. Ok, ok. Ce e, da, păi nu e vorba, dar trebuie să le facem și pe cealaltă după aia. Corect. Da, hai să începem așa cu asta. Așa, bun. Și acum ar trebui să fim undeva în Spania, undeva în catedrală. Și aici ne arată, deci știm sigur că suntem în Spania și ne arată hărțuleana. Ok. Da. Acum realizez că noi ar trebui să fim mutați ceva mai sus. Așa că o să ne mut cu alea. Așa că să vedeți voi harta și să ne dăm de asemenea cu toții, cu părerea în caz că nu știm. Acum, pe aici funcționează totul în regulă, da, pe aici funcționează totul în regulă, sper că da. Bun, și avem așa. Tu uite-te pe aici și vezi dacă identifici ceva ce nouă ni se pare familiar. Ar fi culmea al dracului în viață să fie catedrala. Nu, că uite, clădirea asta de aici nu... Asta nu o bunghim. Dar uite, putem să ne plimbăm un pic. Ok, hai să ne plimbăm un pic. Mi se pare că de fiecare dată când mă plim un pic, mi se pare că încalc un picuț regulile. Logronio. Îmi sună cunoscut. Inițial am crezut că e la Iorona sau ceva. Normal și normal, adică poți să și trișezi un picuț și să te uiți aici și uite ce scrie. Scrie Panaderia Prim. Si, pero asta doar spune în spaniolă că e brutărie. Da, și da, dacă cauți Panaderia Prim pe Google, poți să-ți vezi locația. Dar nu facem asta. Bun, aia mi se păru... Logronio mi se pare că e un oraș. Păi da, dar nu vreau să căutăm. Deci nu vreau să căutăm pe niciun, vreau să ne dăm așa pur și simplu cu părerea. Păi și atunci ce a făcut chestia aia pe clădire? Gen fu eroare sau fu... point? Cum? Unde scrise acolo Logronio? Mi se pare că e un oraș în Spania. Păi o fi, unde? Nu se. A, tu trebuie să spunem, gen, nu trebuie să scriem... Nu! Noi trebuie să punem pe hartă unde credem că suntem. Ok. Eu am crezut că știe jocul de asta. Păi... De asta n-am știut că nu știe jocul. Ar trebui să călătorim mai mult ca să știu unde e. Deci nu deci e, nu e luat, la noi. Ne-a luat 7 minute de live să-mi strige că stăm prea mult acasă. Deci în est, super! Nu, în est nu e. În est nu e? Mm-mm. De unde știi că în est nu e? Păi est suntem noi și... Asta nu păi da, uite, e mult în est, adică e până pe aici, tot ăsta e estul, tot ăsta e estul. A ver, tu ce zici? Eu zic mai nou. Eu zic să mă mai plimb un pic pe aici. Mie chiar îmi pare gen drumuri și arhitectură de-a noastră, de acelea. Ok. Seamănă foarte mult cu cum am mers noi acolo și am căutat apartament. Apartamentul, da. Da, seamănă foarte mult. Da, da, păi poți să te plimbi pe peste tot. Și așa poate mai vezi la Roja. Uite, vezi și asta, poți să uite, știi, închise urul pe acolo. Opa, uite, fii atent, o clădire importantă mai măricică în față, asta-i. Încorpora la lectura Aturdieta. Ai reclamă, nimic. Uite, e ceva aici. Avem două steaguri, da. Bă, dacă am ști steagurile toate, ce ușor ar fi. Ce ușor ar fi! Verona... Suntem în centru vechi undeva. Da, asta clar. Op, și se pare că cam ieșim. Zona pietonă, cale... Fii atent ca ce o bunghim. Fii atent, ajustament de Logronio. Ah! Deci ai avut dreptate, Logronio. Acum...
Deci nu putem să scriem. Da, mă înțeleg. Eu credeam că putem să scriem. Nu putem să scriem. Logroniu, unde mama... Uite aici. What the fuck, ce ochi abusești. Uite aici, Logroniu, fii atent. Dar, mamă, păi aici păi luăm 100%. Păi nu e 100% decât dacă dictezi unde ești. Și noi suntem pe calie, pe caie. Suntem în centru vechi. Once de Hunio. Păi da, caie Once de Hunio. Noi eram lângă primărie? Mai aici sus. Nu cred că era primărie. Ajustament de Logroniu e primăria. Ajustament înseamnă primărie. Păi da, unde e primăria? Caie Portales. Păi, o fi asta. Asta îmi pare. Păi da, primăria e chiar în centru pusă. Logroniu este un pic. Ah, poți să dai și cu... Da, pot. Ok. Deci avem parc. Ia stai. Bravo cu parcul. Avem aici flori, frunzi and stuff. Bun, și dacă e parc lângă, ne ajută să ne orientăm. Da, e un mic parculeț și o fântână. Pare mai mult centru. Pare a fi... Fuente del Vino. Ah, fuente, fântână? Da, dar o fi asta de vin... Mai în spate, când căutaș pe blocul ăla, zicea ceva Rioja și Rioja e de la vin. Fii atent. Noi acum suntem la fântână. Vale. Dacă selectez fântână și într-adevăr e fântână, primim 100%. Deci nu contează timpul acum? Nu, timpul nu contează. Uite, muzeul de la Rioja. Și atunci noi trecunem pe lângă un magazin Rioja. Păi magazin, n-are treabă. N-are treabă. Și e posibil ca noi să fi venit de pe aici, că avem un parc lângă. Se urie în spate. Sunt două străzi, o stradă. Deci două străzi, o stradă. Pe două hapă? Străzi, ia fii atent. Două străzi, o stradă, două. Două și după aia dă în altele. Nu pare a fi asta. Dar care e treaba cu Seur? Aici înseamnă că e depozitul de Seur sau că e mașina aia pe care noi o văzură? Nu există cu mașini. Deci depozit sau instituții? Deci trebuie să căutăm un giratoriu. O fi ăsta, că uite, are și un d-ăsta lângă. Stai un pic. Uite, dă un pic zoom out. Uite, aici spune că e Jefatura Provincial del Trafico, lângă parcul ăsta. Da. Dacă găsim un parc unde să zică Ayuntamiento, e, păi, la calului, păi, acum dacă găsim, știi? Tu vrei chiar să o luăm așa la sânge? Sau da, ce? Eu vreau să... Da. A ver, credeam că e așa, o dăm pe lângă. O dăm pe lângă. Uite și un BBV. Eu aici BBV sunt... n-apare pe... sau apare pe... Eu sunt gamer profesionist, nu permis să dau pe lângă. Un BBV în giratoriu. Da. A ver. Florista India, așa. Avem un Caixa Bank. Uite BBV, îl văzut. Unde? Pe undeva pe aici, mai dă o dată zoom. Stai. Oficina BBV, uite aici. Păi da, dar nu-i giratoriu. Noi aici avem dita mai giratoriu, vezi? Da, văd. Parcă Logroniu scrie. Nu, hai să mai căutăm giratoriu. Nu ne trebuie giratoriu, noi trebuie să ne... Uite, o fi ăsta. Caută pe BBV. Uite, pe... Asta e. Dar fii atent, hai să vedem unde ne situăm. Oh my God. Deci, dacă ne punem în fața la BBV... Ok. Ah, da. M-am pus fix în fața drumului, în stânga BBV-ului. Adică aici suntem noi în momentul de față. Colea. Corect. Ok, cred că avem locație. Îi dăm? Hai, da. Era acolo? Da, 234 de metri. Acolo ne-a dat prima oară. Gura mamei de viață. Da, bă, acolo ne-a dat prima dată. Deci nu ți-a locația unde ești. Ci unde te dă. Ci unde te dă prima dată inițial și trebuie să... Nici nu știam să mai ajung înapoi. La câți kilometri eram? 234 de metri, fix când ne-am plimbat noi pe stradă. Da. Deci aia a fost. Ok. Bă, ne descurcăm, cred. Mam, fii atent. Asta okay. E alta deja, gata? Da, avem alta. Suntem la runda 2 în momentul de față. Condis, nu știu, ăsta noi nu-l avem. Ba, l-avem, s-a făcut nou în Tarragona. Uite stadion. Păi nu, dar nu magazine. Ne trebuie niște landmark-uri ceva mai unice. Da, bun. Deci ăsta clar e stadion, deci... Cel puțin așa pare, dar pare a fi un stadion mic. Poți să te duci cu zoom-ul? Scrie ceva intrare. Nu pot. Pot să mă duc doar pe stradă, că pe aici au filmat scrie oamenii. Scrie ceva acolo. Intrare. Ah, uite strada! Carrier del Camelies. Camelies. Pui mei! Eu știu unde e Camelies ăsta!
Păi și dacă aici ne dă du inițial și dacă căutăm... Păi nu vreau să caut, deci nu vreau să caut pe Google, că așa le rezolv pe toate la... Da, da, e da, super da, ușor. Da, hai să reținem. Ne-a dat în momentul de față, ne-a dat în fața stadionului. Da, corect. Mă rog, în spate. Fix în fața lui Candice. Condis. Condis, da, asta e un super bun market. Ca să menținem noi, să știm unde ne-a dat, da. Ca după aceea să ne întoarcem înapoi, pentru că am văzut că e nasolie maximă. Vale. Și mă duc drept în față la flor de blat. Parguel? Cum adică? Information how to go to the Parc Güell. Barcelona. Asta e Barcelona, tati. Așa, da, acum... De unde în Barcelona? Și îmi sigur că e zona rezidențială. Da. Și dacă mergem mai în față, cred că dăm în chestii faine. Hai să vedem să vedem unde e Mediterana sau Sagrada, ca să ne poziționăm. Bun, o să mă duc aici un pic în intersecție. Cred că am trecut pe aici. Să moară măsa de n-am făcut un drum pe aici. Cu trotinetele, cred că am trecut, da. Uite, opa, s-o luăm pe drum. Op, stai așa. Deci asta avem strada. Păi, la cum e dispusă Barcelona dacă coborâm eu știi spre zic, apă? Știi ce zic? Să ne ducem la Parc Güell pe hartă și să dăm pe lângă. Pentru că dacă semnul ăla era încoace Parc Güell, înseamnă că e pe aproape. Păi pe lângă, pe lângă, până găsim un stadion ceva? Că nu avem landmark-uri, nu avem niciun... Hai să vedem. Avem hai un pe, mic hai părculeț pe doar. Hartă, să vedem. Să vedem dacă ne dăm seama. Bun, asta e Barcelona. Ok. Parc Güell e aici sus. Uite, Parc Güell. Aha. Vale. Păi, nu știu pe unde Dumnezeu se termină Parc Güell-ul. Uite aici, cartierul ăsta Carmel și noi strada, parcă era ceva aia care citiră în Carmelites, nu se... Ia stai. Aha, bună observație. Și e pe aproape. Bună observație. Și noi fix cam pe aici am fost. Carmelies. Carmel. Carmelies. Fără R, Carmelies. Care hortal. Fii atent, avem deci un stadion, nu cred că e marcat stadionul niciun fel. Ne trebuie ceva de genul ăsta. El Cola Taxioner, nu știu ce asta. Ne trebuie Bonaria, ne trebuie ceva. Ne trebuie un parc, ne trebuie ca să ne uităm, luăm după verde. Da, dar încă nu am văzut un Coreos pe aici. Hai să luăm în partea asta, poate avem altceva în partea asta. Tu ești răspunzător să te întorci unde te-a dat. Da, 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 știu unde m-a dat, da. Acum am reținut spre deosebire de data trecută. Farmacia, nu, acasă generală. O caixa, acolo? E mică, e mică și sigur în Barça sunt 1000 de caixe. Da. Iar eu sigur am văzut, știu, am trecut și pe eu, aici, și sigur eu, am trecut da. Pe aici. Și mie îmi sună foarte, foarte cunoscut. Da. Avem vreun pont pe chat? Ce avem? N-avem nimic, nu. Am un buton care mă duce la poziția inițială. Place your pin on the map. Zi-mi unde e butonul. E aici, nu? Set checkpoint. Undo move. Options. Da, da, dacă îl pui tu din Return înainte. To start. Cred că e ăsta, nu? Return to start. Cred că e ăsta. Da. Ok. Aici nu prea văd. În partea asta e stradă mică. Uite, uite, era o intersecție și ne mai zicea o stradă. Da, dar cu străzile ne-a fost foarte greu să găsim. Mă gândesc că dacă mergem, am văzut ceva sus aici. Ok. În parc? Da. E de la Nacex. Ah, trecut sără. Știi ce îmi sună? Uite, un bulevard ceva mai amplu. Tu l-ai, domnule, eu nu-mi dau seama după asta. Uite ăsta. Deci trei benzi pe sens. Și ieșire din tunel. Trei benzi pe sens și ieșire din tunel. Deci sigur e una din străzile astea mari. Dar nu vedem un parc. Sigur e unul din astea. Uite, acolo era scris farmacie, dar și aici ieșim. Hai să ne uităm un pic de... Cum ai zis, de farmacii, de chestii astea. Și chiar n-am idee pe unde suntem pe aici. În față e o școală, ăsta e un mic părculeț. Pe lung, mic da. Părculeț pe lung. De un pic zoom out. Ăsta cumva? Păi nu, că ăsta e Parc Güell. Nu. Unde e Parc Güell? Uite, e aici jos. Aha. Și ăsta dă cumva într-un giratoriu, la un moment dat. Nu cred.
Nu pare. E o conglomerată de între... Opa, Centro Medico La Salud. Nu, sigur e foarte mic bucata asta. Bă, dacă am găsit și nu e un parc. Vezi că ne arată gen Carrefour, ne arată BBVA, Fem. Dar nu ne arată... Și astea sunt cu albastru, deci dacă am găsit... Uite, uite! Ce? Ce e asta? El Carmel? Da. Și aia poate să fie școală. Ce zisești tu că e... Ce zisești tu că e de fotbal? De ce zisești că e? O școală, pur și simplu. Numai nu știu ce stai El Carmel. Stai, nu, nu, ok. Interesant, e așa dubiosă. Chiar asta o fi. A, fii atent, hospital. Parguela dreapta, ok, dacă e parguela dreapta, înseamnă că suntem pe aici. Corect. Sau undeva pe aici. Și atunci... Nu fi asta plața pe care o văzurăm adineori? Stai să vedem. Banca Sabadell nu văzurăm pe niciunde. Ne mai trebuie o bancă, ne trebuie o bancă, da. O fi în față ceva, asta e. Restaurant Mistral. Dar nu ne apar restaurantele. Cred că ca să nu ne ajute foarte mult. Dar nu mă așteptam să-ți dea străzile, which is nice. Da, pe aici nu-mi place, n-am nimic pe aici. Iau în jos. Adică da, sigur, deci dacă era în dreapta Guelu, ne situăm în stânga. Ia, hai să o luăm pe aici. Mă oftică părculețul ăsta că e o fâșie. N-am și o fâșie pe aici de verde. Uite aici o fâșie. Restaurant japonez, trecurăm noi. Talent Salud? Nu, nu e aia, nu? Ce văzurăm deci noi suntem aici și pleacă. Păi și e vreun centru medical? O fi la Talent Salud, aparcament. O fi centru medical la Salud? Asta nu știu. Well. Nu văd, nu bat până acolo. Hai să ne plimbăm. Da, o să mai merg aici înapoi. Mi se pare cam lung parcul ăsta. Da, uite, seamănă foarte bine cu ce avem noi. Oficina Banco BBVA pe aici, una de BBVA. Hai pe partea de jos. Hai să vedem dacă avem vreun Dia sau vreun Domino mai pune pe hartă lângă. Perucheria. Nu dau ăștia mă nimica. Ia uite, mă forțează în jos. Traversa de Dalt. O văzui aici pe hartă, firar mama ei. O văzui. Mai sus? Unde mă duc? Nu știu. Traversa del Dalt. Ia uite tu doar. Stai un pic. Care traversa. Păi hai să ne uităm pe lângă verde. Da, ne uităm la traversă pe lângă un verde. Ok. Hai să luăm pe la pe lungime care este și tu înainte. Club de tenis. O fi ăla de tenis și îl văzuram adineori? Ăla cu scaunele, zis eu că stadion, poate să fie club de tenis. Și noi să fi fost în spatele lui, oficina de coreos. Cinema. Deci aici avem unde Guelu e în dreapta. Da. Și am zis că suntem cam pe aici. Vezi? Le recunoșteam mai rapid pe alea de. Mă cam pierdui sincer. Parguela dreapta. Da, da, stai puțin. Parguela dreapta asta că nu e cum. La Salut. Real Santori, ospital. Asta e altul. Fii atent că dreapta nu înseamnă neapărat că e din dreapta cum vedem noi. Că aici da, în real poate să fie orice zonă. Da, pe mine asta mă amețește cel mai rău. Hai să mai luăm indicii. Hai. Oh, senior Gran Hero, să trăiești. Salutare. Bună seara. Perucher. Gran Hero poate ne-a ajuns mania pe aici. Tu te-ai plimbat prin Spania. Bună idee. Fii atent, ambulanție. Păi spitalul ăla, centrul ăla de salut. Păi să-l găsim tata. Avem cale Dagre de Dalt.
Asta e spitalul. Nou ospital evanghelic. Noroc. Mersi. Mo. Asta e al spital. Nu e ăla cel văzut în centrul ăla de sănătate. Si. Da, uite, fii atent că ni le arată. Avem Centre Medic Tecnon. Ok. Asta e la Dona sau ceva. Da. Da, dacă e spital religios. Cum îl cheamă? Evanghelic. Ospital General de Ospitaliet. Nu e că acum am dus prea departe. Poate nu e bine că stăm foarte aproape de Parguel. Poate semnele astea sunt și din altă, gen puii mei, de la... Da. Dă pe lângă. Da, sunt gen... Ospital infantil. Mă gândesc că... Uite, o mașină de Correos și noi înainte parcă văzurăm Correos. Corect, dar unde vedem? Uite Correos, în da. Față. Asta e parcarea lor. Uite Correos pe stânga aici. Așa, Correos e poșta din Spania. Ok. Și acum trebuie să ne întoarcem unde văzurăm atunci prima. Unde dracului văzurăm Correosul? Primele dăți văzurăm Correos. E mai greu decât preconizam, asta zic, înțelegi? Arde să mă uit un pic. Piticuțule, salutare, man! Ce mai am pe aici, să vedem. Căutăm în Barcelona Gran Hero pentru că am văzut că scria la dreapta Parguel, deci clar suntem undeva prin Barcelona. Dar să vedem cam pe unde. Cred că ne dă și Madrid, pentru că Madrid e destul de mare. Ai prins-o pe asta? Salutare, băieți! Nou spital evanghelic? Erau 3 spitale? Păi unde erau 3 spitale? Poți fi și 10, man, dacă nu apar pe hartă. Nu le vedem. Inglezia ortodoxă a rusă, nu. Dacă vezi un coreu, o să anunți. Da, noi văzurăm primarul un coreu, mai ții minte? Dar nu mai știu unde eram. De parc. Aici nu, că aici, gen aici suntem foarte aproape de parc. Gen suntem fix. Și chiar așa acolo. Să fie, știi, să fim foarte apare, foarte aproape de parc. Nu vreau să apăs butonul de return pentru că vreau să mai vedem niște poziții și după aia mă orientez. Ideea e că lângă unde ne-a dat acolo e destul de interesant că avem acel stadion, nu știu ce e, dacă e, poate să fie fix ăla de tenis, habar n-am. E posibil să fie ăla de tenis. Dar nu mai văd Correosul. Cred că e prea mic să căutăm Correosul. Cred că trebuie să căutăm ceva mai mare, gen să mergem pe stradă până ne identificăm un parc, că ăla e verde și îl vedem ușor de aici. Ok. Și după aia o luăm în altă parte. Asta, uite, bisericile mai sunt tot așa marcate. Da, dar nu sunt toate. Bale. Ia să vedem aici. Avem, o să merg un pic mai jos. Da, hai să strângem mai multe detalii ca să vedem. Mamă, nu m-a strădut să dă-stea mici, mane. Asta e zona mai sărăcuță. S-a dat într-un parc. Am văzut ceva verde în față. Posibil să fie tot strădea pe care eram dinainte. A ver, dacă e doar verde, nu prea ne ajută. Că nu ne zice nimic. Păi identificăm verdele pe hartă. Verdele e cel care, uite-te, pe hartă ne arată foarte ușor verdele. Forma. Și dacă identificăm forma, știm cam pe unde suntem. Ia vezi, avem acolo un detaliu unde scrie ăsta de la parking. Dar e că acum nu mai văd nimic. Cum să... Mersi. Ia. Zona 2511. No, dacă o știam pe asta. Op, uite aici. Carer de... Da, mă, dar nu ne ajută carerul, că sunt prea... În Barcelona se cauți după numele străzii. Deja e exagerat, știi? Ne trebuie ceva tot așa cum ai zis tu. Pali Alsina. Alsina. No, nu vă zic pe hartă, nu mi-aduc aminte. Mamă, deci aici trebuie oricum multă memorie de dinainte. Ce-o fi? S-o fi ceva interesant? O fi vreun parking. Ah. Da. Mai că prea... Of. Ha. Ne arăta aici un parking. Parguel. Park Hotel. Am putea să ne dăm și bătuți. Eu nu m-aș da bătută, ci doar aș lua o zonă. Fii atent că am găsit una mare. Ok. Asta e una de ca X-a mare. Da, asta e mare. Bun. Asta e bancă sau e altceva? Da, e bancă. Ca X-a inginer, nu se chem. Ca X-a de inginer. Vezi, are alt semn. Ia de un pic mai sus, foarte puțin doar. Camelie. Uite aici o intersecție cu...
Păi bun, Pau Alsina și Cameli. Cameli le-am văzut noi mai sus de Guer, corect? Carmel. Nu mai știu. Pe aici. Și acum băgăm Caișa. Aici avem BBVA. Parking zona verde. Nu fie asta pe care tocmai și trecurăm? Nu mai vedem. Nu mi-aduc aminte să fi văzut vreo farmacie în Urie. Hai să mai vedem. Bun. Față, Disenio, Alsina, nu înțeleg asta. E sub Park Güell? Ia. Au căutat băieții pe Google. Nu trișăm dacă ne ziceți voi și voi ați căutat pe Google, nu noi. Deci e colaborare, avem o numim colaborare. Güell la dreapta, în mijloc. Parking, uite un parking. Uite strada aia, traversa de Dalt. Mai ții minte? Nu, ia. Acum suntem acasă, cum ar veni. Da. Asta era traversa de Dalt? Nu, nu. Dar noi am fost așa. Asta e Camelite sau ceva, dar trecurăm noi pe acolo. E un semn. Tunel de la Rovira pe dreapta, Alfons Fond Castellari, cel Camelites. Ce Camelites e asta pe care suntem noi acum? Da. Păi hai să căutăm pe aici, ce Camelites. Și este o stradă cu un singur sens, două benzi. Bun, asta. Asta e un sens dublu, deci știm sigur că nu e ea. Oh my god, am văzut pe asta înainte. O fi asta, cu un singur sens. Supermercat cu Condis. Condis! Asta e! Condis! Asta e, da! Și fix acolo ne dădu. Este un pic. Asta e Condisul. Dacă dăm unde eram noi, suntem în față la Condis, deci punem Unde e Condis? Că nu mai văd. Stai. Uite aici. Condis Express Supermercat. Deci noi trebuie să fim un pic în dreapta aici. Se? Stai un pic. Da, aici suntem un pic mai sus. Da. Că semaforul e în dreapta. Mamă, dacă vrei să pui la perfecție. Da, la 2 metri vreau, da. Hai să vedem. Let's see. Oh! Păi cum nu era asta? Este. Uite, oficina Coreos. Ce văzurăm atunci. Condis. Uite, era al Condis. Normal. Și era și interesat în dreapta. Și era și sens unic. Bro, semăna foarte mult. God damn it, man. God damn it. Oh, hai că pe asta o nimerim. Ah, și mofticheus. Ah, ce e asta? Ai. Ne-a spart, gata. Ne-a spart. Asta zic. Mm-hmm. Uite-te și tu. Ceva din dronă? Nu, păi în care parte vrei să luăm? Uite plantație pe stânga. Da, e măzlin ceva. Fii atent că nu puteam mai față. Gata. Hai mă, dar cum? Că pe asta că a luat-o ăsta la dreapta, a venit și el pe aici și a luat-o la dreapta, n-a luat-o încolo. Da, dar nu-i normal asta. Pentru că nu e nici măcar... O să le dau un e-mail, uite, o să întrerup acum live și le dau un e-mail. Dar nu-i normală! Deci, de asta multe fete nu fac gaming, că ele, dacă n-ar putea să treacă un nivel, ar fi... Cine dracule a pus ăsta aici? Nu e normal să pui ăsta aici. Nici măcar un semn de circulație, ceva, ca să vezi. În câmp, semn de circulație. Nimic. Man, mergi în față. Sunt drumuri. E un drum, nu sunt drumuri. Nu e normal asta, să știi. Deci trebuie să ne folosim, uite aici. Uite aici niște lucruri, uite niște munți. Uite niște dacă sticle, nu recunoști copaci. Munții. Nu îmi spune că asta. Uite, stă cât de puțin merge. M-am cât groapă aici, holy shit. Vezi? Dacă erau indicatoare, semnalau asta. Semnalau că e o groapă. Normal. Dacă ai fost făcută recent. Mamă, ce motoscârță avea asta. Deci, fii atent. Ne duse acolo în plantații. Cum trecurăștem unul pe lângă celălalt? Și după noi trebuie să mergem o grămadă ca să găsim ceva. Da. Și pe trebuie să ne întoarcem înapoi. Da. Iar asta, uite, mă, stai cu fața de cu spatele. Alor mergeam mașina Google-ului invers. În spatele lui. Mamă, dacă te papură pe aici. Ok, hai că am ajuns cumva la autostradă. Bă, dar ne dete. Dacă ne ducem în fața unei mașini. Uite. Dacă ne punem în fața unei mașini și ce să oprească, uite, o întrebăm. Spital. Nucleu urban. Păi nucleu urban e centru. Really? Da.
Dar nu ne zice în ce localitate. A ver, hai. Mamă, nu vreau să vizitez zona asta. Uite aici, uite aici, uite aici, uite aici. Urgențe. Nucleul urban. Bogața-i sărmă. Nucleul de spitalul de urgență. Abaran, Sieza. Abaran la 4. Dragados, mai... Dragados. Așa o fi? Da, ăsta-i Dragados. Ăsta e. Nu se numește pământul unuia așa. Sau că nu e o vinărie așa. Nu, 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 e Dragados. Da, asta e... Tanatoriu, oh, Tanatoriu din Dragados. Deci și cimitir și... Eu și că sunt oameni dezvoltați. Ce vrei, uite ce oameni pe aici. Sunt foarte mulți oameni. Zona asta e dubioasă rău. Asta e uscată. Observi? Da. Păi și nu mergem prin zona uscată? Ia uite, calcar. Noi n-am fost pe aici. Asta nu e o vegetație. Păi da, uite. Avem o idee, vorba de central stânga. Central vest. Uite pe aici zic eu. Central, vezi, nu erau orașele mai bogate un pic? La pe la Salamanca. Uite, știu, uscat tot. Ia. Uite, mai avem un semn. Nu, no, tot urgenția spune. Da, alea ce zici tu, dar doar că nu-mi sună deloc. Nu? Mă, ăla e. De nu fi așa. Uite, și avem niște... Avem un munte mare. Și trebuie să ne uităm pe un munte mare. A ver. Hai să vedem cum se numește ăsta. Cum se numea? Uite, Dolom... uite acolo. Dragados. Dragados, Dragados, zic, aia este. Să fie și o firmă? Asta, firmă, așa mă gândim și eu. Tata, unde e firmă? Că e pe stradă, adică nu... Nu e, e păi, dar n-arată săgeată, gen Dragados, cole? Păi nu, tocmai pentru că e pus fix pe pământul lor, știi? Așa mai pun ăștia pe la vinării, pe la astea. Și eu nu cred. Da, uite, ăla era Siesa, Sele, nu știu ce, așa că e pe acolo. Frutas. Bine, așa cu Google-ul știi, putem să căutăm treaba asta, adică nu e vorba. Dar nu-mi sună deloc, da, asta cu Siesa. Siesa, păi sigur, sună, e un sat sau oraș. Păi și nu-ți sună Dragadosul ca fiind de bine? Nu-mi sună ca fi... A, hai să vedem aici, fii atent, perfect. Poate scrie pe spital. Ia, hai să vedem. Consultă se externează, no. Ah. Nu scrie, scrie no. Prohibit, parcar... Dar zona asta e dubioasă rău. E făcut așa în mijlocul nicăieri. Și e doar spital. Sunt doar spitale. Spitale aia, și tanatoriu. Așa vă zărăm noi. Vii aici, orice ce faci bine, ori mori. Nu prea cred că te mai faci bine dacă ești. Dar mulți oameni la spital. Ia. Păi și unde Albaran sunt? Ăsta, astea sunt. Uite, Abaran și Siesa. Siesa-s la dos. Dar e una mă Siesa. 512. Știi cu cine ar fi jocul ăsta fain? Cu Sorin? Mie sunt pe Sorin. Pe bune? Si. Avea? Abaran, Siesa sau Dragados? Hai să vedem. E commercial contractor. Uite, a căutat Paul pe... E commercial contractor. Dragadosul. Deci nu e... A, o să probesc pentru prima oară microfonul astea. E doar Abaran și Siesa. Avea? Abaran parcă-mi sună. Hei, mă auzi? Seara bună, donuțele! Zi-mi, te rog, dacă-ți sună cunoscut Abaran. Abaran sau Siesa? Dacă-ți sună cunoscut satul sau orașul Abaran sau Siesa? Nu, bă, ne jucăm un joc și e pe, suntem pe mapa Spaniei și ne-au dat ăstea, dar nu ne sună deloc cunoscut și zona e foarte ciudată. Nucleu urbano înseamnă centrul orașului, corect? Ce înseamnă nucleu urbano, ai idee? Nucleu urbano. Aha, si, ai avut dreptate, centrul satului. Bun. Acum. Siesa e Chiesa sau, cum era? Araban? Abaran? Abaran. Ii să intre pe live dacă n-are ce face și ne ajută și pe noi. Si, ce faci? Ești acasă? Ești acasă? În Murcia? Nu se... Ești acasă sau? A, bueno, si, dacă nu ai treabă, intră pe live-ul nostru și ne ajut din chat. Vale, vorbim. Bă, dar nu mă lasă să mă duc mai încoace. Pa, pa, pa. Asta, credeam că avem și noi pile. No. Gata, am ajuns în oraș, am ajuns în oraș. Hai. Deci asta e Siesa. Uite, Siesa. Da, dar ideea e unde... Deci, ok, e bine că ne spune satul sau orașul, dar în ce zonă? Bun, hai să o luăm, hai să o luăm prin eliminare. Deci noi mai știm de elea nordice. Uite, e popular Siesa.
Da. E popular, dar e... Dar alea pline cu multă vegetație. Exact, aici deci ceva nu e uscat. Acolo. Eu le iau de prin eliminare, știi? Deci alea din nord nu prea cred că sunt. Sud nu, că nu văd nimic de apă. E zona uscată, foarte uscată, după cum văzurăm. Da. Tu crezi că e la noi în est sau crezi că e mai mult în vest? Eu cred că e în vest. Eu cred că e undeva pe aici. Că aici e pe uscat, unde nu e verde. Corect. Toledo. Și poate să fie, nu, uite, Salamanca. Toledo pare foarte uite, uscat acolo. Uite pe aici, uite. Astea sunt mai nord. Păi și ce? Mă duce pe mine cu gândul la... Că e un pic satul ăsta. Uite și aici. Cordova, ce acolo? Think of me. Cordova mai jos. Asta e dificilă, pentru că... Da. Acum nu vreau să mă uit în cea, că lumea se uită pe Google, știi ce mi zice? Poți să mă uit eu? Nu. No. You're not fun. Silvestria José Luis. Arată berările pe mapă. Noi trebuie să ne punem intelectul. Hai să mergem să mai vedem, că altfel. Bus. Hai, ia, întoarce și pe crade stânga. Crade pe sărăcie. Da, este. Felices fiesta, să stai de... aici zice ce... Da, nu... Zice, e un caie, dar cum dracu găsim noi caieul ăsta? Francisco Frutos Vives. Frutos Vives. Francisco. Și tot Sieza. Uh-huh. Deci asta e Sieza, știm sigur. Acum unde mama dracului e Sieza? N-avem puncte de relief interesante, totul plat. Da. Și ăsta un indiciu, dar sunt multe zone în Spania cu terenul foarte plat. Pelucherie. Asta cred că trebuie să o dăm așa un pic la ștocă. Deci așa avem un pic de verde. Ideea e că și munții ăștia sunt doi munți mari. Deci uite, Cordova arată, dacă n-am pune verdeața asta din stânga, arată destul de uscat. Acum poate să fie ceva verdeață. Haenu, unde ai avut, da, o rută. Uite cât de uscat pare. Da, dar e un pic foarte aproape de Marea Mediterană. Tu tot crezi că e pe acolo, Salamanca? Eu tot cred că e pe aici, da. Mm-hmm. Dar poate să fie totodată și pe aici. Dar nu e că zona asta știu că e mai muntoasă. Pe de altă parte avem doi munți. Corect, dar avem doi munți. Doi munți, uite. Unu, doi. Doi munți. Unu, doi. O iau așa. Mau, pe asta trebuie să o punem așa, gen... Hai să o punem, că n-aia e foarte dificilă și o punem așa, gen, să vedem dacă suntem pe zone. Pe linie sau nu, da. Bună, ne ducem către spre Salamanca, zici. Acum zici ce mă atrage mai mult zona asta. Care anume? Păi, nu știu, vrei să ții și cont de chat o nu? Nu, nu vreau să țin cont de chat, da. Ok. Deci uite că Salamanca ce te atrage cel mai mult? Nimic. Zona aia, opusul tău, da. A ver, cine ia bătaie? Păi da, nu puteți să duce la Salamanca sau Madrid, că sunt super mari. Nu, ne trebuie ceva skin of the dick. Ai, nu, așa. Aici deja intrăm în munți. Da. O fi pe aici ceva. Dă-i un pic mai mult zoom să vedem dacă ne zice ceva de... Mai simte cum se numeau satele? Da, nu o găsești. Trebuie să iei așa, fiecare centimetru în parte ca să găsim satele alea. Siega sau ceva, nu știu. Sieza. Graser Sieza. Deci clar e ceva mic, n-am auzit. Și nu știu dacă mi-l da, s-ar putea să fie prea mic să mi-l dea. Uh-huh. Riasa. Sieza. Da. Hai, o punem? Hai. Pune tu că eu oricum mă gândesc în altă parte. Pun pur și simplu și atât? Pui pur și simplu și atât. O pusești la ieșire, o pusești în orașul Salamanca acum. O pusei fix unde nu-i verdeață. Da, dar ai oraș, de-aia nu-i verdeață. Aia. Bursia. 400 de kilometri, te-am pupat, Boviții. Uite și tu unde dar era, tata. Dar tu îți dă 1000 de puncte. Dar cum dracu era atât de aproape de Marea Mediterană? Aveți surinse ceva de Mursia, parcă. Sau nu? Nu știu. Tu vorbești că... Deci dincolo de Albacete mult.
N-am văzut punctele aia pe nu acolo. Știam, nu cunoșteam zona. Florine, salutare, Florine! Uite nu că cineva ne zicea că în Mărsia. Nu, nu căutăm. Eu uite pe Grahio ce căutați brunete Madrid. Mane, nu căutăm, că nu trebuie să, noi nu trebuie să căutăm. Trebuie să ne dăm seama. Da, trebuie să ne dăm seama. Trebuie să dăm... Ce frumos e cerul aici. Holy shit, zici că e pus în Photoshop. Dar știi că se seamănă foarte mult cu Cadisul, zona aia. Cu care anume? Cadis, zona cu de Cadis. Da. Cu Cicla. Ciclana. A ver. Păi iau-te și tu ce au băieții ăștia aici. Pe bogăție puțin. Hai, un nume de stradă, ceva. Dar nu văzut nimic până acum exact. Și nu o fi pe stânga apă, nu știu, îmi dă așa impresia. Dacă znori sunt precipitați și... Da, nu știu. Ai impresia de ocean? Așa mă duce. Ia, era un afiș acolo. Vreau să ies de aici. Unde? Da, aici? După aia te duce, trebuie să spui tu un punct pe hartă de unde ai plecat sau nu te duce jocul? Am un buton aici și mă, mă readuce, da. Okay. Deci eu am impresia că încolo e apa, nu știu ce. Așa am și o impresia, că nu știu mai văd dacă nimic. Îmi zisești tu asta. Oh, nu? Uite fluvele, fain. Hai la apă. Hai. Hai, hai pe aici, par și mașini. Dacă găsim o apă, e mult mai ușor de identificat, pentru că recunoaștem dacă ar fi mediterană sau ocean, cel puțin mie așa îmi place să cred. Să vezi tu că nu e apă, că asta e o pădurice. Nici asta nu e în Catalunia, e? Ai de capul meu. Semne, unde sunt semnele? Măi, asta e grea. Opa, stație de autobuz, stai să poate vedem ceva informații aici. Menorca, Menorca Blava. Parcă știam, am auzit de Menorca. Menorca vine de la Maiorca. Da, bine. Menorca. Deci știm că suntem la apă. Nu? Nu știu, mie mi-e inspiră apă. Da, și vacanță. Și, și pe acolo se fac căsuțele de genul. Uite, uite apa, uite apa. Hai, uite, asta, uite asta, asta e apa, asta e apa. Da, asta e ocean. Asta e apa. Sau mare. Ok, bun. Pe stânga era o farmacie, ups. Poate vedem vreun nume, doar farmacie. Oh my god. Și supermarket tot în aceeași casă. Și atunci pune Maiorca? Mm, stai un pic să vedem apa. Bun, și dacă pune Maiorca, tot nu-l luăm, că... Asta e zona mai rezidențială, așa, nu e cu... E insulă. Cu roci? E posibil să fie Maiorca? Că e cu piatră. Da. Noi avem nisip mult pe aici. Dar și nord e piatră multă la ocean. Uite un landmark. Da, tu, cine să știe. Salve, dude! Salutare! Gracias! Aer, aer. Mane, ponturi! A ver, granjero, ai fost pe aici de vacaciones? Păi... De ce e ăsta? Ce crezi că ar fi ăsta? Pare a fi chestia de aia din al doilea război mondial de... punct și dădeau prin el... Un toro din ăla de protecție? Da, da, da. Știu că rușii aveau multe de ăștia. Ce dracu e asta? Mă, ce-mi place să mă fi dat cu drona în sus, așa, știi? Ia, ia. Eu vreau să este întrebare, puteam ridica drona acolo? Era genial. Uite, și asta mai era un detaliu, doar că e prea... A, uite aici! Paișada Sakae. Adică pe... Calea asta, gen că pe aici poți coborâ pe calea asta. Bun. Păi hai să o luăm așa. Avem Spain, avem cum s-a numit asta? Maiorca, cred, nu știu sigur. Palma, Palma de Maiorca, nu acolo e. Menorca! Că Menorca a scris, nu Maiorca. Și putem să ne dăm pe lângă apă. Și gen punctul ales să fie pe lângă apă. Eu zic... Dar nu vă zără niciun supermercat. Ok, bun. Băi, na, uite ponte, un ponte. Ok. Să nu-i dai ghes. E, asta seamănă foarte mult cu ce vă zără noi din aurii. Mirador? Vă zără noi de Mirador? Uite! A ver, suntem bine, suntem bine. Dar pleacă în dreapta. A, tu crezi că ăla e punct de fotografiat sau ceva așa? Mirador? Uite, și ăsta pleacă în dreapta. Hați. Pleacă în dreapta. A, la tu ești bun la astea. Potrivește semnele, nu știu. Uzi, eu cred că e meci la TV. E meci, da. Și aici e o intrare, un mic golf. Ăstea sunt două golfuri. Și ăsta de asemenea. Tore, ia, stai. Ca la tore. Văzui undeva tore scria. Bă, dar nu fi asta, fii atent. Ronda de Sapunta.
Și toreul ar putea să fie aici. Stai puțin. Dacă dai aici, noi nu putem. Nu putem să vedem. Nu. Hai să vedem cum se cheamă strada, pentru că așa o să ne fie mai ușor. Hai. Și eventual poate găsim vreo biserică în drum. Pentru? Vă zic pe harte biserică în zona asta. Ah. Da. Biserică pe aici? Da. Bre, la câte păcate sunt mai ori, că trebuie să fie și o biserică. Opa. Parking privat. Ne trebuie ceva de stat. Tot privat. Băi, cum se numește mă ăsta? Supermarket, parcă văzusem unul la un moment dat. Da. Unde ai zis tu că, n-am văzut supermarket aici. Da. Acum nu știu. Poate să dai puțin zoom out. Bă, dar știi pe unde ajuns sărăunei, că trebuie să dăm înapoi de nea, dracu? Păi, da, ne dusere ei, deci mi se pare că la asta chiar nu vor să câștigăm. Estrella Damm, reclamă la bere. Ia fii atent aici. Da. Caia. Asta e, gata. După ce că ne băgar în plantații. Stai, uite. Ah, da. Hotel. La Hotel Caieta, Blanc Palace. Ok. Uite, okay, hotel. La Caleta, fix ce văzurăm noi, ăla în care zicea, cobor spre la Caleta pe aici. Păi nu e aici. Caiet Pinquist. Păi da, hai, da, noi trebuie să găsim aici. Nu, noi trebuie să găsim în partea aia, copaci. Corect, dar întâi asta. Caieta Playa. Eu zic să Playa de Cales. Pinquist. Păi nu, hai să căutăm Caieta Playa. Nu crezi că e mai bine așa? Supermarket, Caleta, Playa? Supermarketul ăla? Nu! Playa! Parking. Dar de ce caut aici? Că poate să fie în altă parte. Deci noi avem un sat și după aia câmp. Citirăm noi undeva Cala Blanca cum pe hartă mai ură? Eu n-am gând, nu. Ăștia chiar nu-mi par. Uite, Apartments Nürselblau, deci nu e ce avem noi. Nu. Eu tot... Tot acolo. Tot pe aici. Da. Un far în sus, dar e departe. Plaja Cala în Blanes. Uite, ia, dai un pic. Eu cred că ăla Futore del Ram, ăla ce văzurăm noi, ce ne gândeam noi ce. Nu, că era gen... Ișa așa, pe apă. Da, era înăuntru. Era rupt de pământ. Uh-huh. Da. Că și mie îmi părul, ca și cum, uite pe aici, plaja Cala în Blanes. Este un giratoriu. Bun, dar ideea e că nu trebuie să o găsim pe asta exact. Dacă știm zona asta, după trebuie să ne întoarcem în partea cealaltă. Păi da, dacă nu știm, dar nu avem confirmat că e zona. Deci nu avem confirmată. Dacă găsiți o biserică... Ce păcat ai făcut? Acatist, lol. Stai. Funny. Gracias, piticule. Scrie Mihaela, un acatist. Pentru piticul? Dacă... Adevărat să-i fie sănătate? Știi că la final, când era la biserică, nu știu dacă știi că era... Pentru Maria Ileana, Mihaela Costica, lol. Păi să știe. Da. Să știe. Era acolo. Oh, uite semn. Ciutadela. Yep, bun. Ciutadela în față. Citadela. Mirador. Tore de defensa. Ăsta e tore de defensa. De apărare, da, exact corect, ce am văzut corect, eu. Corect. Ala cred eu că e. Dar fii atent, ne-am mai putea să ne luăm și după Ciutadela, că-l văzurăm pe hartă. Mai ții minte? Nu, ăla e tore de defensa, dar nu-l găsim aici. Dăm un pic zoom out. Hai să găsim tore de defensa. Uite, Ciutadela aici. Și noi unde suntem, Ciutadela vine în dreapta, unde suntem noi acum. Deci, okay. Deci trebuie să găsim pe aici. Pe aici, corect. Este să găsim ăla, cum se numea, tore de defensă. Mă, ia stai un pic. Ce mama dracului? Că ăla ieșea cumva. Te dusești prea repede, mă pierduși. Da, știu, dar caut, revin. Caut tore de defensă au vieții. Aha. Gen la puncte de-astea ieșite în afară. Mirador Cala Morel. Ciutadela era undeva în dreapta și tore de defensă în stânga Ciutadelei. Ok. Păi tata, nu e. Deci, Ciutadela.
Suita de la dreapta. Unde e Suita de la? Suita de la nord e aici. Deja noi suntem în Suita de la acum. Da. Deci pe aici ar trebui să fie tâmpenie. O fi ăsta, mă. O fi ăsta. Pont. A natural rock. Da, că era pe rocă. Era pe rocă, da, doar că el nu era natural. Păi, da, da. Nu, roca zice că e natural, cred. E posibil să fie aici. Dar nu știu pe unde suntem noi. Ia să căutăm după intersecția în care... Ia să găsim o intersecție interesantă. Uite ia, aici. Ia, ia. Blank Palace. Ia stai. Parcă văzurăm. Ori pe semn, ori pe hartă, pe ce văzurăm înainte. Apartments, Blank Palace, La Caleta... Mm-mm. Nu ne ajută. Semnul ăsta nu ne ajută mult. Așa că hai să mai mergem un pic pe stradă. Încotro. Luăm pe aici pe drum? Dar fii atent, uite o zonă verzuiană lungă. Pe aici? Sau aici? Sau aici? Mersi! Apreciez maxim! So helpful! Mi-e frică să nu fie și pe aici. Posibil. Nu, că aici e zona muntoasă, nu? Ne trebuie ceva foarte... A, uite aeroportul. Nu, parcă tot aici mă atrage. Foarte punti. Și una din astea. Mamă, ce greu e. Eu nu pot să găsesc după nicio stradă de asta. Sunt același. No, o punem așa? Punem o zonă, de punem Suita de gen așa? Nu putem să o punem pe asta. Noi acum trebuie să dăm zoom out mult, să căutăm plantațiile alea. Uite, facem așa, e fi atent. A ver. Don. Don. Și am intrat pe aici, că da, am intrat pe jos, am nu mers. Nu era niciun Lidl pe aproape. Pui mea, am intrat pe aici, uite, de aici am făcut așa și am intrat așa. Hai mă, că merge așa, o băgăm așa, ia hai, să vedem. Hai. Ia. N-am ajuns bine pentru că trebuie să calculez. Bro, what? Ori ne-a luat prea mult timp, ori suntem la mama, draco. Yo! Acum trasează, știi? Ne spune la câți kilometri suntem. Mamă. Dar eu cred că s-a blocat ăsta. No. Păi de obicei nu durează atât de mult. Agroturism. Da, nu durează atât de mult. Uite, nici nu m-a lăsat. Na. A, pentru că nu-s pe stradă. Este, mă. Ia-o pe asta, ghes. Gat. Oh, uite că am fost pe acolo. 4 kilometri. La cum arăta. 4 kilometri. La cum arăta inițial, bro. Deci... Chiar ne-am apropiat bine. Dar stai un pic, unde era? Deci, Ciutadela de Menorca... Aici ar vrea să ajungem noi, nu? Mm-hmm. Stai un pic. Ah, da, uite că era... Nu, deodată zoom out, te rog. Uite, Sa Caleta, că-l tot văzurăm. Blancul ăsta și pe ăsta-l văzurăm. Gura mamii lui. Stai un pic să ne pregătim pentru celelalte, știi? Păi și unde e ăla de se duce? E ăsta, cred, ce am văzut eu. Ăsta pare. Tu-i gura, mami, da mă, și uite, că noi am trecut pe aici și am văzut cum se bălăceau aia colea. Cred că asta era. Probabil. Mă gândesc. Bă, nu erau 4 kilometri, mă, ce aveți? 4 kilometri, it's fine. Merge. Ce mii de kilometri, mă, Blue, bă? Bă, 4,3 kilometri, ce ai? Uite, trebuie să facem pariu cu Blue. Următoarea rundă. Ia să vedem ce avem aici. Păi, mi-a plăcea să băgăm niște landmark-uri. Adică, gen de-astea faimoase în lume. Ok. Gen un Burj Khalifa, o vale. Chisistă, știi? Vale. Suntem deja pe următorul? Da. Rua Granșa de Conde. Granșa? Catalunia? Nu, fermă. Păi da, o să scrie așa... A, da, cred. Nu e cu J, Granja. Da, știu ce zici. Granjero, help! Nu e Granja. Granja? În castellano și în catalană cu X. Corect. Și atunci, rua, de ce rua și nu caie? Da, pare a fi. E Catalunia. Hai să vedem. Smart. Mă simt detectiv acum.
Mamă, și asta e la țară rău de tot. No, no, o găsirem noi pe aia la 4 km, deci... Bă, da, bă, bine, bă, bine, dar deci, dacă de în oraș era, nu m-aș putea să fie așa în oraș. Dacă ăla era oraș da, acolo... Da, acolo te, e iahtul, tu te bălăcești în cala aia de acolo și după... No, deci te duci la plantații la muncă. Mino like. Da, bine. Uite și aici, vinărie pe stânga și casidon și înghesuială. Nu prea văd apă pe aici. Stânga construcție mare. Mamă, ce durere pentru ăștia care a trebuit să blureze toate numerele de la mașini. Eu, nu, nu, e un soft și îl faci automat. A, da? Mm. Că văzut și fețe la oameni și așa. Mm, deci, soft. Avem un supermercat Frois. Ok. Frois. Siempre a su servicio. Tot timpul la, la cheremul tău. Ai. Aha. Vreau să văd dacă scrie în catalană ceva. Dar totul în spaniolă. Semana, calidad. Dar eu n-am auzit în Catalunia de... De Frois? Nicio. Nada, nada de nada. Mergem, da? Da, da, vamonos. Deci să nu uiți de supermercatul ăla, cum se numește. Hai, hai un pic mai pe mijloc. Vezi, poate găsi, uite, o caie, dar nu prea ne ajută pe noi căile astea. Uite pe ăsta, care e candidat, îl cunoști? Salve, dudes! Bă, băiatul ăsta, parcă mi-aduce aminte de cineva. A venit la do Salnes. Păi nu. Deci. Este lângă cimitir. Bună! Asta e un indiciu bun, că indică cimitirele pe hartă. Și un parc mare, dar este la țară oricum, deci e multă zonă verde. Deci tot supermercatul ăla. Ce zici, o luăm în față sau ne băgăm în dreapta? Să fie mai deschis. Că dacă străduțe mai înguste, deci cu cât e strada mai mare, cu atât e mai principală. Atunci. Uite, blocuri. Sau hai să ne băgăm un pic mai mult. Oh, și parc. Ia, ce avem pe aici? Mamă, fratele, mai niciun indiciu pe aici. Și arhitectura e ciudată. Mă rog, e așa, gen, și blocuri dubioase. Vezi, tăiate așa, gen, bucăți. Mm-hmm. Inițial am vrut să zic că e drumul ăsta spre Barcelona, pentru nu. Știi când mai treceam noi prin satele alea? Si. Uite aici, avem acolo, aici. Acolo. A, dar sunt mișto semnele astea. Hai, poate găsim la intersecția următoare. Da, avem aici ceva. Vinării. Crame. Mm-hmm. Casa uite Rosita. Mai în fața câteva, Casa uite mai în față câteva. Casa asta Monche. E Catalunia, cred, da. No? Ok, Baixas, da, asta Rua Barcelona, strada către Barcelona. Ok, avem și noi Tarragona una așa că nu prea ne ajută asta cu ceva. O, dacă mă nimerim pe aia Mallorca de 4 km. Hai să ne aici, Beleco, Rua Beleco. Ne trebuie orașul și trebuie să găsim un spital ceva, ceva să găsim orașul. Văzui că mai erau puse și case de astea sau hoteluri pe sau hartă. Un hotel? Da, da, degeaba ne dă un hotel dacă nu știm în ce localitate e, că da, nu putem să-l găsim în toată Spania. Silvoso. Uite semn, du-te în față și ne uităm înapoi. Uite și aici undele. Ponvendra, Sasenco, Villa Garcia, Santiago Vigo. Vigo în față. Deci are deschidere la autostradă. Ok. Vigo în față și uite un hotel. Vigo e în... Întorce-te. Nord-vest, dacă nu mă înșel. A ver. Villanova. Villa Garcia. Jur că am auzit de astea. Da, de ia să le căutăm. Deci, hai tu, vin mai sus un pic. Vrei? Nu vrei aici că e cu X? E cu Ș? Catalun? Că scria Vigo, așa că hai să mergem pe lângă Vigo. Uite, Vigo e pe aici. Mă gândesc pe lângă. Uite, Pondve, știi că l-am văzut ăsta? Aha! Ioi, tu l-ai, Doamne, suntem okay. Acolo! Hai, mă întorci tu dată ca să vedem ce mai există. Te Vigo aici. Acolo, ziceam. A ver. Santiago Vigo, pe autostradă în față, pe da, nu știu cât, Pontevedra în față. Ok, deci. Pontevedra deci, e în față. Vigo aici. Noi suntem poate pe aici. Aha. A, sau tu te referi că suntem sub Vigo.
Pentru că așa arată. Nu știu ce e Santiago. Păi eu știm sigur că e... Deci linia galbenă e autostrada. Villa Garcia în față. Da, eu cred că suntem sub Vigo și el ne zice că vezi dacă e în față ajungi spre Vigo și după aia Santiago. Știi? Opa. Ne trebuie Villa Garcia și... Villarinho. Hai să dăm un pic zoom in. Uite, uite la Granșa, ceva. Știi că văzurăm noi? La Granșa, da. Văzurăm noi? Da. Ne dădu sau nu? Nu mai știu. Dăm după aia să vedem. Ok. Ideea e că suntem pe aici. Oare? Păi da, văzui asta. Ok. Nu. Hai să căutăm dacă suntem pe aici. Hai să căutăm hotelul Baral. Baral. Hotel Baral. Mirador. Da, prea mult zoom-in. Da? E și mare Vigo statui gura mamii lui. E nici n-ajunserăm la el. Deci eu sunt aici. Da, da, e pădure unde ești tu. Păi și noi de acolo venim? Păi da, noi suntem în altă parte aici. Noi trebuie să descoperim unde suntem noi acum. Ia mai de mine în față aici, că mai avem ceva. Pension Residencia. Thelma. Ăla e tot? Thelma. Thelma 2. Mm-hmm. Bun, hai să mai mergem, ca să mai vedem un pic. Avem Mercadona. Mercadona, ok. Ce aveți pe jos pe acolo dacă găsim Mercadona și lângă găsim și o pensiune Thelma? Mai jos te referi? Da, ne trebuie oraș. Noi suntem în oraș, noi suntem pe verde. Noi suntem în oraș. Ok. Și ne trebuie ceva oraș. Unde e Vigo? Mai sus. Corect. Uite acolo, Vigo. Corect. Parking. Mai sunt niște semne în față. Da, până acum nu văzut niciun bănor în afară de la un nume de... Uite ce frumos au făcut ăștia cu... Mm-hmm. Oh. Dacă vreau și semne să știm unde ne aflăm, ar fi super tare. A Pastora Turismo Rural. A Tovo, fi asta? A, nu, că asta e asta lor de să votez pentru el. Prin Barcelona, că numai acolo scrie cu X. Nu e, mă, Gran Hero, mă, în toată Catalonia scrie cu X. Ce ai? Și la noi scrie cu X. E pe lângă. Rebajas, de exemplu. Acum, da. Dar nu e pe lângă Barcelona. Era aia strada către Barcelona. Asta e mai mult spre cum găsirea mea. Uite aici, pe final. Noi, inițial ai impresia, dar nu e... Am înțeles. Aveți multe vinării. Și știm sigur că nu e pe aici pentru că nu ne sună deloc cunoscută zona asta. Cum sunt așa situate blocurile. Am văzut vinării prin sate, dar erau pe la început sau pe la ieșire, știi? N-am văzut așa bloc, vinărie, casă, se, blocuri. Se, foarte vechi chestia cu pietră jos. Uite, da, tot înapoi acum, da. Le văzurăm pe astea? Păi de la alea neghidă. Hai să luăm așa, ia stai un pic. Uite, în față e oceanul. Ia dăm puțin. Da, în față e oceanul. Și am putea să ieșim să vedem și mai bine la ocean. Dar cred că putem să o bunghim așa. Ale. Villanova. E mai... Villanova. Donde sta Villanova? A Rosa Villa Garcia. Avem aici un Villa Boa. Villanova de altceva. De Arauza. Nu, asta e. Villanova de Arauza. Asta este. Okay. A zis că la dreapta. Cobori, cred, de unde ești. Deci noi suntem pe undeva pe aici. Bun, deci asta e Villanova. Vale. Ok. Și dacă încem tot în față, poate descoperim și luăm pe apă. Vamos a ver. Deja avem magazin. Cambados. Așa o fi. Așa o fi. Nu vă zără niciun Cambados până aici, până acum. Da, e așa, Gran Hero, că o nimerim.
Gata, am ajuns. Avem și un mic pe acolo. Fii atent. Hai că pe aici ar trebui să avem mai multe semne. Giratoriu, port. Vă zic ce, vă zic acolo semnele alea. Vila Garcia dreapta, 11 metri. Vila Garcia dreapta, 11 metri. Vila Garcia dreapta, 11 metri, 11 km, deci automat e undeva pe aici. Și noi suntem pe aici, Hotel Pazo Real. Stai un pic. Mac Giratoriu. N-avem aici ceva ca să... Mac Giratoriu. Nu e Mac Giratoriu. În primul un giratoriu și ăsta e un giratoriu. Cafe bar. Bă, că, ce stai fix ce avem noi aici? Alt giratoriu. Stai așa. Dacă m-am pierdut un pic. Unde am zis eu la dreapta? Vila Garcia dreapta. Semnele astea. Da, Vila Garcia 11, da? Unde e Vila Garcia? Vila Garcia. Cât ar însemna 11 km? Nu atât de mult. O-mi fi aici? La Vila Nova. Văzurăm noi vreun Bradomin? Hotel nu. Deci ăsta cred că e drumul care ne duce. Ăsta e important. La Vila Garcia, corect? Uite asta. Și acum cât dracu să luăm noi 11 km? Lași mult aici. Crezi tu că nu luai 11 km? Cred că luași mult, mai mult, adică. Eu am ceva cu giratoriu ăsta, deci îmi place mult de tot. Rodisa Cafe Bar Barboa. Hai, intră un pic pe străduță de-a lui dacă vrei. Poate mai luăm alte... Uite un Santander. Santander. Hai să vedem. Hai. Deci avem o coastă destul de mare. Hotel Rosita. Vă zărăm noi pe mapă. Mm-mm. Asta e mare aici. Deci un port cu debarcadero așa mare. Ok. Și probabil e și... Deci un port mare. Probabil ceva de genul ăsta? Oh, da, arată. Eu îmi caut giratoriu. De ce? Eu caut semnul de la mic. Hai mă, de ce mă nu-i un giratoriu aici? Cred că nu o gândirăm bine. Uite un mic! Ok. Și un giratoriu. Ok. Dar nu cred că este. În stânga parc. A fost parc? E parc! Avuserem ski jeturi pe apă la un... Uite parc! Că aici a rural blocul ăla. Și un mic parc. Dar mi se pare că e prea mic. Vezi parcul? Uite niște semne. A, bă, nu, că mai fuseram aici. Da, a fost fuseram. Încerc eu să mă întorc înapoi, că să-mi dau seama. Deci ăsta e parc pe dreapta. Deci la giratoriu când te uiți spre apă, parcul e pe dreapta. Și aici când te uiți spre apă, parcul e pe stânga. Bullshit. Știi? Da. So, it doesn't... Da, giratoriul ăsta are parcul pe dreapta. Dar nu sună nimic de aici. Să are două benzi. Nici un hostal, nici un nada. O plajă. Avem vreo plajă pe aici? Nu pare să avem nicio plajă pe aici. E doar un debarcadero de ăsta așa. Tu crezi că aici în jos nu e plajă? Da, eu nu cred că e plajă acolo. Foresta Vila Garcia. Mamă! O punem așa? Hai. Bueno. Deci Vila Garcia de Aruzia. Unde suntem acum? Și dacă dai acolo să ne ducă la punctul inițial, că eu nu mai știu de unde plecam. Mamă! Aici vă zărăm noi pentru prima oară și să... Granja de Conde. Da. Rua Granja. A, și tu ai văzut Granja. Si. Hmm. Păi eu aș lua așa, eu aș pune aici. Ok. Asta pare cam mare pe lângă... pare orășel, că uite, are gen un colegiu, are... E orășel, uite. A, tu zici chisat, că uite, mie îmi pare mai mare. Uite. Cimitire alea. Aer? Uite, ia uite câte orașe avem. Hmm? Uite colegiul. Da. Hai mă, să o punem așa. E pe N1. Punem hai, așa. Hai. Fuck it. Fuck it. Dai.
7 km. Nu, e decent, e decent, e decent. Am că am primit, ia uite, suntem buni la geografie. Frumos, bun, hai să continuăm. The Professional, oh, mulțumesc, mulțumesc, nice. Cam ce? Citeam unde era fix. Da. Ne-am fi vrut un picuț mai aproape. Da, dar nu mai vreau să mai joc pe ăsta. Astea au fost punctele de interes, mă gândesc, da. Așa, bun. Fui interesant ăsta, fui interesant. Si. Ținând cont că noi nu cunoșteam zonele deloc. Si, si, si. Chiar a fost, deși mi se pare că ni le-a dat și un pic cam greuțe. Da, probabil pentru că nu le cunoșteam noi. Le-a dat, da, da, mi se pare, mă duci în câmp așa. A, păi, da, nu mă duci în câmp. Ai mai jucat pe Spania până acum? Tu? Nu, n-am mai jucat pe Spania. Hai să băgăm altceva acum. Dăm locuri faimoase. Hai să vedem, hai. Asta ar fi mai ușoară de bunghii. A, păi uite. Franția sau ce? Belgia? E clar. Păi nu, că e frig. E frig. Nu se știe în ce perioadă nu le eram. Belgia parcă construiește așa. A ver. Salve, Adi! Adi, zine aici, ce mama dracu de steag e ăsta? Zoi? Mamă, și uite unde ne dădu. Ah, gata. Păi stai puțin. Nu ne puteți... Vai! Deci la punctele astea publice nu te poți muta cum ne mutarăm până acum? Ei, acum vrei și eu că nu. Păi ia stai un pic, că se pare că avem bărci și tururi. Și eu știu că Netherlands. Da, Franța nu prea pare. Da, corect. Văzut și alea colorate și parcă sunt și poze care se fac la clădirile alea. Poze? Mm-hmm. Eu cred că suntem pe undeva pe aici, pe la canale. Da, make sense. Când zicea Norel odată de aceste canale interesante. Are? Băgăm un canal de ăsta? Da, da, mă oftică că nu putem să luăm nimic asemănător. A, un pod? Cum poți să vezi podul pe ăsta? Cehia, toată lumea zice Cehia. Ok, ok. Hai uite, să vedem uite, dacă uite, știți uite, unde uite, e Cehia. Păi și cum dracu e Cehia? Bun, deci toată lumea e Cehia. Asta clar e Cehia. Dar cum e Cehia dacă... Asta e un pic melodia asta mai după canale așa. Da. Cum e Cehia dacă e cu apă? Praga? Te trebuie apă? Și unul din poduri. Ăștia sunt podurile. Da, da. Stai puțin, stai puțin. Că avem așa, avem... sunt multe poduri, uite, uite, mai e unul în spate aici, uite aici în spate. Din poduri. Stai puțin că poate ne dăm Old Town. Păi, dacă nu eram proști, știam și noi construcțiile astea, de unde sunt. Cred că podul ăsta e faimos. Cred că dacă îl vezi pe ăsta, imediat știi unde ești, știi? Păi da, și următorul e la fel. Dar stai, dacă vedem unul și mai vedem al doilea... Adică foarte aproape. Adică ăsta Smart. Muy bien. Smart. Hai mă, ce-o fi, o fi. Hai, hai. Asta... Unu jumate. Un kilometru jumate? Unu jumate, nice. Jumate din puncte vi le dăm vouă. Noi ieșeam puțin prin Olanda. Și-l văzurăm pe ăsta după semn, atunci când căutam. Da, bă. Da, eu n-aș fi pus aici. Nu, nici eu. N-aș fi pus acolo, că eram în mijlocul a două poduri. Eu aș fi pus oricum mult mai aproape de pod, știi? Da. Deci mult mai aproape. Ce chestie. Ăsta-i zidul chinozesc, e. Ce ai de capulile mele? Îmi prepare. Salutare, Barbaroșie! Mersi, dude! Barbaroșie, poate contribui și tu, Acilișa. Barbaroșie? Barbaroșie al nostru. Barbaroșie de mult, de când lucrai la fermă cu porci, cu astea, de mult. Nici nu știu unde mai lucrează omul acum. Dar niciodată n-are timp omul. Uite că acum are. Uite, toată lumea cu selfie stick-ul aici. Făcu țiganul ăsta poză fix de unde nu trebuie. Acum le luăm după decorații. Eu mă duc spre orientali cu semnul ăsta. Uh-huh. Că ăia sunt, știi? Ăia dau mai multe neveste. Eu nu
Dar ăia n-au vegetați. Oh, uite că sunt mai mulți bărbați aici. E, tot și pe asta. Da, da, majoritatea sunt bărbați. Storiști. Dar e vegetație și un castel. Vegetație și castel. Mai, tu ce mai zisești înainte? Tu zisești de... Nu, nu l-am considerat ce am zis, că nu e, nu e zona orientală. M-aș gândi că e o țară mai săracă, că țările mai sărace au vegetația asta așa super frumoasă. O fi Vietnam. China, Vietnam, Laos. Nu știu. Te atrage ceva? Eu mă duceam gen Peru sau... Peru nu cred că are vegetație așa. Lăse, icoană. Bag eu una așa? Bagă. Băgăm așa o chestie, să vedem. Mi se pare că asta e băgată așa doar ca să fie băgată. Da. Hai. 3000 de kilometri. Oh! Wuhan, uite Wuhan. Hai că nu e rău. Am fost... Zisești bine, mă, cu China. Zisești bine. Zisești bine. Inițial zisești bine. Hai că am fost pe acolo. Știi ce? Greși. Trebuia să mă uit la relief. Să aleg ceva muntos. A, da. A, și unde era? În Beijing sau ce era da, acolo? Da, 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 Beijing. Well. Dar mă dusei bine pe partea asta lumii, ținând cont că a avut decât un zid și verdeață. Da. Mult mai bine decât mine, oricum. Vai, tu. Uite ce trișcoletă. Oh. Grobenstern. Nemția. Really? Nu știu. Ah, ok. Barbaroșie, unde suntem? Travel, scrie în engleză. Sau... A, și avem și London Bus. Păi bine, mă. Pe ce parte a fost volanul? Pe stânga, e bine. Luxury Büschen. Uite, Sie in die Gropter. A, are Germania, bă, ăsta? Da. Torensin Trambe. Da, parcă l-are. Mm. Hai să ne mai plimbăm puțin și punem Germania. Dar hai să ne mai plimbăm să vedem un pic zona. Păi punem Germania, dar unde Germania? Mai contenește și asta? Ăla e prea mic scrisul ăla. Păi da, știu, tocmai de asta mă gândeam. Străzi bune, frumoase, da. Suna Nemția. Uite, oameni îmbrăcați frumos. Mașinile sunt cam vechiuți așa un poco. Mi se pare. Ah, oh, ok, hai în oraș, mai în oraș un poco. Asta încercam, dacă să văd dacă găsesc ceva stră... Serios, bro? O blura semnul, mă. Ce dracu scrie, mă, aici? No, n-am ce. Anglia nu e Anglia. Kion, Kiev. Kiev nu e niciun caz. O fi Kion, cine știe. Bută, ce dracu le-a blurat pe toate. Un pod pe o apă. Un râu. Asta e bună după aia pe mapă. Da... Mamă, dar nu mai văzurăm nimic. Nada. Urât. Ia uite, ne-a acoperit ceva important. Ah, tule ceapa, mamilor. Autotehnica Intergarden. Da, mă, deci suntem în Nemția. Pero unde? Joachten. Na, nimerește strada asta, Joachten. Ce vorbești atât? Weizmann. Vai, man. Mamă, dar cât de multe sunt acoperite. What? Uite, cepsa. Pe lângă a, Shell-ul e. Da. Pe lângă o benzinărie, sau? Că și benzinărie sunt, nu? Puse pe mapă. Schweinbiss. Hai să o luăm așa. O luăm clar pe Germania, deși... Unde ești, mă, Germania? Uite aici. Oamenii ăștia ziceau Berlin, Berlin, Berlin. De ce? De ce Berlin? Are statuie de Nemții. A? De ce Berlin? Aș vrea să găsesc cineva și logica. Cineva zice că nu e Berlin, că a fost de mai multe ori și nu și-a aduce aminte monumentul. Sau? Nu, Berlin a fost de mai multe ori și, și nu am văzut monumentul ăla. Na. Cred că ar trebui să ținem... Da, da, nici știu. Lasă să vadă donația până pe oriunde man. Cred că ar trebui. Care e problema? Să vedem podul ăla. Ge să dăm un pic. Și care e un podul ăla mic, vai de morții lui, nu e ăsta, ce e? Da, nu e. Și după aia dacă mă afund în oraș, nu e... În aici chiar nu știm.
e un oraș, adică e foarte rezidențial în staff. În giratorul ăla vă dați seama că n-am cunoscut nimic. Mamă, dar uite, vieții. Deci Blurat și aici sub număr. Da, ca să nu deci vedem foarte... orașul. Poate... Dar e cam vai de morții lui, că tipul ăsta de construcții nu se mai fac. Uite-te aici, na. Hai de parcă înțelegeam toporișca asta de aici, puii mei. Volreindingungen. Da, e clar. E ceva general, dar nu a fost Blurat. Mă, hai să punem așa, prieten. Eu aș pune un descrie Germany fix pe... acolo. Eu m-aș duce... Dar de fapt, hai mai la țară, că să nu prea pare de... Aha, între Stuttgart și Nuremberg. Acolo. Unde scrie 7. Știi ce? Mm. Pe acolo treci o... Ai pe aici un pic. Ai pe aici, așa, că pe acolo e prea multă autostradă. Vale. Doamne ajută! Unde a fost asta? Ioi tu, la 439 de kilometri. Nu erau 400 de kilometri. La Berlin, bă, uite, bă, știu oră oamenii de Berlin. Care ne minți și mă cu Berlinul? Ne minți unul cu Berlinul. Ia, uite mă, Cristian. Cristian a fost în Berlin de mai multe ori. Unde dracu ai fost, Cristian? Că tu ai fost în Berlin pe autostradă cu Duba sau cu camionul de ai făcut curse. Da, unul. A crescut prin, a trecut prin Berlin de multe ori. Nu m-a zis că nu-i Berlinul. Păi, eu îi cred pe ai mie aici, na. Mai știu pe cineva care tot așa se ducea, trecea doar pe autostradă că livra marfă, știi, și el vizita Franța, vizita Franța pe noapte. Și că a fost în Paris noaptea. Am făcut legătura acum. Asta zic. Da. Și el așa vizitează Europa, practic. Noaptea și pe autostradă, man. Oi, frumos aici. Și asta tot a Germania îmi sună. Asta e Franța toată ziua. Asta e Franța? Nu. Stai puțin mână. Gata. Puțin mai bine. Cum e să stai la calculator mai mult timp așa? Este bine. Mamă, și nu putem să ne mișcăm aici. Nu, no, n-avem atâta cultură. Ce interesant e asta. Păi e, mă, da. Uite câte statuete creepy sus pe clădiri. Fie ceva rusesc? Nu pare. După piatra cubică de pe jos pare. Și după zăpadă? După plața asta cât de mare, zici că e ceva comunist. A ver. Rusia. România, da. Rusia, ziceți și voi, nu? E chiar 100%. Eu te altul șofer pe camion. Ce să fie ăla? Să nu... Kiev, Kiev. Ia hai să vedem în Kiev. A ver. La Rusia mă gândi și eu, dar nu știam, era mai așa, like... De dracu, mă, asta e Rusia. Moscova, unde... Unde morții lui e Kievul? Kiev, Ucraina, ziceți voi? Ar trebui să văd... Plața. Avem aici, nu merge să ne mișcăm niciunde? Asta nu e, mă, Ucraina, ce Ucraina asta? Nu merge, nu. Nu avem. Franța. Mă gândi la Franța. Ce zisai? Ce zisai eu prima dată că e Franța? Ce zisai? Eu mă gândi la Franța când văzui toate statuetele alea creepy pe sus. Corect, dar e Franța așa frig? Cu zăpadă în staff? Nu știu. Dar are Franța plațele astea așa mari? Cu nu știu. Așa cine mari? Mama dracu știe? Bă, o să bag... Uite, cine altceva zice Franța. Și ce spune chiar și ce se cheamă? Nu e, mă, Franța. Ceva comunist, Franța toată ziua. Sankt Petersburg. Păi și unde e Sankt Petersburg? Polonia, uite, Polonia. Arată Polonia. În Varșau? Fie asta de aici. Nu-i. Altceva. Să mă uit după steag. Hai să vedem steag. Ia uite steagul. E o dungă... Alb și roșu, Franța. E o dungă neagră. Vezi tu alb și roșu aici? Jur că văd aici jos roșu, albastru sus. Și alb. Rusia. Franța. Vezi de aceleași culori pe care le are și Rusia, doar că mai are una în plus. Well. Nu știu să facă Franța chestii de-astea. Tu crezi că așa mai mari, mai ampli și mai comuniste Rusia, nu? Da. Decât Franța. Da. Și nu cred că Franța face așa mare. Mm-hmm.
Și știu că Rusia mai decorează așa urât. Eu, din ce am văzut de curând, francezii sunt foarte creepy cu statuetele lor. Lituania, bă, o să bag Rusia, fac it, că văd că și voi dați toată Europa aici. Lituania, o fi Lituania, mama dracu, nu știu. Da. Oh! Bravo! San Petersburg, a zis cineva parcă. A zis cineva San Petersburg, da. Bravo, cine, care e nimerit? Mă, că data viitoare trebuie să ne spui și unde e San Petersburg. În dreapta la Estonia, deci ca să ne înțelegem. Deci era Rusia, mă, deci, mă, ăștia fac așa, mă, ăstea. Avem ceva caramelică, da, ăstea sunt bombă, nu vreau, nu vreau. Hmm? Da. Gelati pizza, Italia. Virginio. A, da, când s-a făcut reclama aia cu de puteai să spui numele pe borcanul de fineti, știi? A, lol. A, uite pe aici putem să ne mișcăm. Angelo. O, avem o farmacie, ok. Universida. Uite. Plața di Trevi. Plața asta. Păi. Asta trebuie să fie într-un oraș popular din Italia. Nu? Da. În Roma? Nu vrei să ne mai plimbăm pe stradă? Stai în Roma toată ziua. Stai în Roma, nu? Da, mă, da, știm că e în Italia, o descoperi. Ia uite pe oameni cu Italia. Am că nu suntem chiar așa proști. Roma, multă lume zice Roma. Roma, nu? Mm-hmm. Asta zic și eu. Pero... Donde în Roma? Uite că și ce, Roma, Fontana Basilic. Di Trevi, cum pus acolo. Păi nu mi-o arată ăștia. Uite, uite aici, nu pot să cred, un pic mai sus, uite aici. Stai. O pierdui. Dă-i zoom out. Fontana Di Trevi, Scalita. Mai dă-i zoom out odată. Fiașul dracului. Stai un pic. Pierdui, dita mai fântâna cu aia o pierdui. Bă, cât de mare fu. Da. Fontana Di Trevi. Fii atent, pun așa. Și pe-am duc unde am pus. A, cât de inteligent fusei că ai făcut treaba asta. Bravo, bravo. Alo. Fii atent cum facem. Facem așa. Și noi suntem în stânga fontanei. Așa. În dreapta ei de... Hai, trebuie să nivelim aici. Sub 50 de metri, hai. Sub 50 de metri vrei tu? Eu cred că suntem așa. Uite, gelati, scrie aici. Gelato no se chetra la. Deci dacă noi suntem așa... Da, tata, asta e dreapta gelati. Op, da, se vede gelatiu. Mai coace. Cam cât o băgăm pe asta, ia? Tu ce zici? Eu zic că suntem sub 12 metri. Da. Și eu la fel. 4 metri. 4 metri, bitches! That is nice! Fii atent! Am câștigat 10.000 de puncte. Woo! You have received a new badge, ok. Wow! Ce vorbim? 4 metri cu ei, cum așa ceva? Dar așa avuseră multe indicii, multe piese. Ai băgăm famous places? Da, sigur, hai. Așa, single player vrem, da. Ah, White House, America. Așa o luași imediat? Da. Da, e White House America, în Washington. Nu vrei să ne plimbăm un pic? Nu. Da, Washingtonul nu știu pe unde e, sincer. Uite-l aici. White House. Shit. No, hai! Poliția, ce poliția mașină? A, cine? A, voi aveți live-ul înapoi. Da, uite, jeepane negre cum le plac lor, este mare. Și aici avem ceva sclăvie și astea, da. Asta e White House-ul toată ziua în lume. Numai că nu știu unde e White House-ul în Washington. Washington DC. The White House in Washington, da, deci e Washington, știu sigur asta. Intră pe zoom in să vedem dacă vezi. Washington. Este un pic. Deci vine Washington toată zona asta, dar unde în Washington? Că ăsta e statul Washington. Dai cu zoom-ii să vedem dacă vedem ceva.
Royal City. Unde e Alinve când ai nevoie de... Da, Washington State, nu DC. Și unde e Washington DC? Nu-i tot în Washington? Cu negru ne trebuie nouă. Dar e bună, bună observația ta. Foarte bună observația ta. Uite aici. Washington DC. Asta e Washington DC. Bravo! Deci super bună observația asta. Capitol. Capitol Heights, Capitol Hill. Deci în zona asta la Capitol. Mamă. Deci știu că în fața Casei Albe e o zonă super mare, gen verde. Ok. Bun, bun. Fii pe aici. Rock Creek Park. Și atât, altceva, deci nu mai știu altceva. Așa că... Pune așa. Oh, nu fi asta. Uite, 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 zona... White House Visitor Center. Stai, să fie stau. Asta? Unde pune parcul? No, no, no. Washington Monument, pe ăsta nu-l vedem aici. E bățul ăla doar, erect. Dar unde e The White House? Cronoastră trebuie să fie în față. Uite. The White House, ok. Și noi dacă o vedem din spate, că eu cred că noi o vedem din spate, din câte știu eu. Spate și sau noi? Spate lateral? Noi ar trebui să o vedem, deci, aici. E o rondă. Și, fii atent, deci cum ne uităm de la ea, e o apă pe stânga. Un lac, ceva? O fi gen... Stai un pic. Cred că e asta. Că în partea asta nu văd niciun cum. Că nu e, deci nu e cum ziceam eu aici. Deci tot în față cred că e. Dar în față trebuie să vedem și uite, un cerat. Nu e, monumentul ăsta nu e fix ăsta unde suntem noi acum? Nu, nu e. Monumentul Washington e un băț în sus, erect. Asta e statuie, dar n-are treabă. Da, și oricum e în parc, asta e în geratoriu. Sincer, nu prea bate ce vedem noi aici cu ce poate văd eu acolo. Poate nu vedem din punctul bun, din unghiul bun. Asta ne uităm de la așa? Da, așa mă gândesc. Păi nu, că... Așa arată stradă, totuși. Aha. O fi în lateral a ei. Da, eu așa mă gândeam inițial. Păi și dacă ea e... Al White House. Și dacă e în lateral, trebuie să vedem un giratoriu, în stânga sau în dreapta. Corect. Nici unul. Asta nici unul. N-am un giratoriu pe niciunde pe lângă ea. Da, e legit GeoGuessr, da, exact. 3 euro pe lună și ăsta e jocul, na, îl vezi aici. Nu e Casa Albă, e Capitolul? Ok. Seamănă foarte mult la Casa Albă. Și Capitolul unde e? Capitolul. Păi Capitolul nu era unde l-am văzut noi prima dată în statul Washington? Sau nu, tot aici am văzut Capitolul. Da, așa. Washington. E bună și asta ideea ta. Am văzut ceva cu Capitol pe aici? Pe Baltimore? Capitol, Capitol, Capitol. Unde? Păi și unde dracu' e Capitolul? Capitol Hill, Capitol Heights. E bună și asta cu Capitolul, că nu știu. E posibil să fie... Sim. Nu citesc comentariile, Ionuț. Uite, îți dau și un van, că ești prost. Că pui două puncte, paranteză, paranteză. Pentru că dacă citesc foarte des comentariile, atunci aflu rapid unde e locația și nu vreau chestia asta. Nu citesc comentariile? Ha, ha, ha. Si. Dar tu lozi și înainte. Da, da, și acum am pus-o pe gând cu Capitolul, pentru că da, într-adevăr, e posibil. Casa Albă e pătrată și are căcaturile aia gen în față, da, și ăsta în sus e Capitolul. A ver, dacă vrei să te
să n-am decât să bag pe aici pur și simplu un click. Mă gândesc că dacă e scris așa gen Capitol Hill, Capitol, nu știu ce, mă gândesc că e pe undeva pe aici, dar nu știu exact pe unde e. Martin Luther King Jr. Uite, o să-l pun United States Capitol. Am găsit! Lol. Dăm giratoriu, trească mama ta. Stai. Uite giratoriu și cu ceva. Monumentul păcii sau ce acolo. Peace Monument. Ăsta e. Și din el pleacă două? Nu, no, pleacă decât una. Dar e un parc lângă? Da, e parcul peste e parcul peste tot. Dar ăsta pare a fi giratoriu. Uite, chiar și astea sunt desenate. Uite astea. Si. S-o punem pe asta? Eu pe asta aș pune. Stai. Ah, deci noi suntem fix în spate. Deci cam pe aici. Da, acolo își pune și eu. Ok, vale. Hai să vedem. 166 de metri. Ah, era la celălalt, Garfield Monument. Mamele. Deci nu era, nu se vedea dintr-o parte, era din cealaltă. Aici ne ajuta cel mai mult să vedem câte ieșiri are. Că vezi, ăsta avea 3 și celălalt nostru avea câte 4. Da, exact, exact. Dar foarte mișto treaba cu capitolul, mersi. Foarte, foarte mișto. Bun, next. Asta e The Wall of China, baby. Doar că nu știu sigur pe unde Wall of China. Păi seamănă foarte mult cu cealaltă și cealaltă fost pe Beijing, dacă nu mă înșel. Foarte mult seamănă cu cealaltă. Uite aici. Hai tu! N-ar trebui să fie la o margine cu cineva? Să fie cu Mongolia, n-ar trebui să fie marginea? Lasă. Dar aici de ce nu pune verdeață? Adevărat. Deci eu mă gândesc că... Că era o graniță. Nu e cu Mongolia? Păi nu e asta granița. Da, înțeleg ce zici. Eu aș pune acolo. Pe aici? Nu. Sau pe aici? Nu, aș pune în Beijing. Pe Beijing e orașul, ce treabă avem? Și asta e o graniță pe aici. No, noi nu avem oraș pe aici, nu avem nicio construcție. Așa ne duci atunci. De asta, bazându-mă pe ce fac atunci. Lasă-mă să o trag un pic mai încoace. Tragi, hai. Nu, tu! Nu exact ăsta, e imposibil. Cum să fie fix în Beijing? Că nu e. Bă, nu e un pic mai sus. Da, uite că e. Great Wall of China. Dar cine trecu la pus, mă, fix acolo? De aici arată că e oraș. Era înainte de Honolulu. Beijing. Ia, uite, mă, să-i cap. N-a ascultat după femeie, ce să. Dacă așa arată GPS-ul, ce să-i fac? Mamă. Cu galben. Nu, asta cred că e ceva așa, gen de vânt, ceva, nu știu. Bă, Coaie, dar a făcut și poză, trăiască mami tău, pe cuvântul meu, nici măcar la intrare nu a făcut poză. Zi-mi, te rog, că putem să mergem pe aici. N-ai, ce scăt, atât. Castel. Asta eu zic e Franța, se vede că e pe sezon, are 4 sezoane. Eu aș zice că e Franța asta. Tu ce bagi? Ceva părere din chat? Eu aș fi zis inițial Germania, dar nu, că pare mai sărac, gen poate... Poate Cehia again? Rusia nu e pentru că e doar cu gri și ăia sunt obișnuiți cu colorate și chestii. Cred. Ce-ar fi ăsta? Franța pare, mai zice cineva. Așa îmi pare și mie. Franța. Franța ce? Geneva, Lyon? Băgăm un Lyon, Marseille, no, e Toulouse. Marea Britanie, uite și asta e o idee. Mai ales după nori e Marea Britanie toată ziua. Da, așa e. Căcat, mă pusărăți acum pe gând cu Marea Britanie. Mamă, ce nasol că nu ne putem mișca niciunde. Și ce avem, ne putem da, e în stilul clădire. Marea Britanie. Este? Mhm. Și cu apa ce-mi conjoară? Franța, Austria, Marea Britanie, Londra, Letonia. Deci știți și voi cum știm și noi. Asta e. Ce alegi între Franța și... Și ce?
și Anglia. Ce alegi? Franța, eu sunt pe la Franța acum. Dar nu știu unde în Franța să pun. Montpellier. Eu aș pune Toulouse, Franța. Păi, da, stai un pic, pentru că ăsta apare în afara orașului și așa. În afara orașului Toulouse, Franța. Uite, bale, pun bă, și unde e verde. Pune. Pun aici, unde e verde. Asta, uite, are numai un petecel verde, tu. Nu, tot ăsta de aici. O! A? Pun Franța. A? Tot cu ceva, cu tâna de Toulouse. Alo! Tours, unde dracu fost? Blois? Na, n-am fi nimerit-o pe asta. N-am fi nimerit-o. Next. Are? No? Asta e London! London! London, baby! London, baby! Asta e podul ăla de se retractează în sus, de care știu eu multe lucruri? Nu. Nu este. Bun! Londra sus. Ireland, United Kingdom. Asta e London. Dar știi unde? În ce aici punct? Eta la ce? Really? Aș fi chiar impresionată dacă ai băga acolo, pam, pam. Hai să nu mai gândim. Hai. 24 de kilometri. Da, asta e, uite, oh, wow. Da, nice. Too good, baby, too good. Deci, no problem nici când mergem pe acolo în vizită cu tine. I'm Gucci. Ah, normal, normal, le știi? Stonehenge, Anglia. Anglia. Sigur, Stonehenge, numai ea putea. O luam după verdeața de la asta că e Anglia. Și spun și cum suntem orientați. Ia. Dar nu știu unde e Stonehenge-ul. Ah, ce? Nu știu exact unde este, așa să-l găsim. Verzuian mult. Edinburgh. Glasgow. Bă, dar n-ar trebui să ne dea tot așa o ceva parc pun ei. N-ar trebui să ne dea și o cameră foto sau ceva? No, no, no. Ai văzut că în Spania așa e, gen mirador, pac, pune cămăruța foto. În Spania, da, că ăștia au gândit-o frumos. Deci nu e că pe lângă London e foarte... Da, nu e, nu e. Nu e dezvoltat. Ai câțiva urmăritori de pe acolo, sau hai să vedem. Te dat nu trebuia să nici acolo. Nu, cineva ce Scoția, e clar. Ce e Scoția, tata? Ce e Scoția, mă, copiii mei? Scoția, Stonehenge e Scoția? Greenwich, aha, fii atent. Trebuie să mă uiți la Scoția, că așa o fi. Greenwich. Trebuie să dai zoom in un pic mai mult pe Scoția, dacă vrei. Vezi, nu știu unde e. Eu știu e zona. Dar ce să se aleagă praful? Sound Point Nord. Ok. Caută, nu... Am făcut și asta. Mă atrage treaba asta, știi? Dar eu nu știu să fie în Scoția. Eu știu că Stonehenge e în Anglia. Și eu tot așa știu. Așa că hai mai bine să mergem pe Anglia. O să merg pe ce știm noi, da. Falstone. Numai că nu știu unde prin Anglia. Regatul Unit, zice, dar Dani, auzi. Dani, ai live-ul în urmă. Spre Bristol? Ci că spre Bristol. Tu ești șofer, man? Tu ești șofer? Numai șoferii vorbesc așa, gen spre, cum faci la, aha, dar niciodată clar, știi? Se face un drum și trebuie să iei la dreapta? Da, zi, man, cum se numește? Mă, nu știu cum se numește, dar are și o curbă de aia lungă. Da. Preston. Bă, nu fi unde trag eu, că eu trag aici. Trage mai în toate părțile. Să vedem. Nu știm, mă, nimeni. E în sud, ok. Nu fi pe aici, că National Forest, National Park, sună așa mai general. Nu? Hai să băgăm acolo. În stânga de Londra. Păi aici suntem. Ia uite, în stânga de Londra. O fi asta?
Deci căutăm Stonehenge. Castle Ca. Ciudat că nu știu și unde vine. Da, nu știu unde vine. Știi numele, știi nu să că e ciudat că... Da, pe harta n-am văzut niciodată. Town Bridge, Bath și pe... Da, uite, puteți să ne plimbăm ca idee. Trebuie să băgăm în Google Maps. Oare puteți să ne plimbăm mult? Nu, no, doar circular, lol. Așa. Lângă Birmingham. Păi Dani, și noi unde suntem, tati? Est de Bristol, cineva. Noi unde suntem? Noi suntem în Regatul Unit? Ia. Cineva zicea că pe unde pe aici. Pe aici? Așa zicea cineva. Nu văd niciun stomp. Poate nu e trecut. Aaa. Tu-i gura mamii lui. Hai mă, să o punem așa. Hai să o punem așa, fii atent, aleg așa. Băgăm o alegere? Bale, hai. Hai așa. Hai, dă-i. Ok, 31 de kilometri. Deci era mai în jos de părculețul ăla. Da, e mai jos de părculeț, da. Deci... Poți să te duci cu zoom-in, dă-i să vedem cum se numește. Hai, Stonehenge. Dar n-aș fi ales asta niciodată. M-aș fi dus tot timpul pe verde. Da, înainte când durăm noi zoom-in și toate astea, apărea casteluțul, iconița? Păi nu, dacă o vedeam, îți dai seama că dădeam click pe ea, dar na. Nu știu că apă. Dar ca idee, eu nu m-aș fi dus că nu e verde. Da. Dar verde arată pădurea, nu câmpul. Eu prost. Că dacă era... Da, eu ce zici? Iarbă. Embark on a journey that takes you all over the world. From the most desolate roads in Australia to the busy, bustling streets of New York. Băgăm? Da. Sau ne avem, bagă și pe European străzi Union. Și pe... Si. Ok. Hai să vedem. Hai să vedamos. A ver. Iar a început răcut de-astea. Unde ne dădu nouă de ne-a stupat totul? Asta e America. Uite, hambar american. Asta e America toată ziua. Da, asta e America, nu mai construiesc case de astea de carton. Nu prea pare. Aia nu pare americană. A ver, știi utilaje germanești? Da. Da, ăla e... Și juca cu băiatul ăla. Really? Da. Ia vezi strada asta, cum se numește, că aia nici înseamnă. Era bine cum era în spate și dai zoom. Nu e. Deci asta deci, nu e America. Polonia. Numai Polonia e de weak. Să mă uit un pic la tractor. Eu aș zice Germania. Nu e, nu e. Germania nu. Germania nu e. Germania e mai pe opulență? Mm. Tipul ăsta de... S-a folosit și în România. E un utilaj de pădure. Dar cu cupă se poate folosi și la și la. Și un utilaj de... De obicei în țările astea sărace, gen Polonia... Dar arată bine satul ăsta. Arată foarte mișto, da. Dar nu credeam că ăștia construiesc așa pe aici. Dar uite, asta nu e Germania, este un german. Nu? Nu, nu. Ce pune? Sărina alta n-o timp cu aia. Ah, păi dacă nu era greu până acum. Hai să acoperim totul cu zăpadă. Cum se numea jocul ăla de făceai tu cârnați? Ah, cred că știu ce e, s-ar putea să fie Finlanda. Matarvaegen, Eringslun, s-ar putea să fie Finlanda. Eringslun ăsta e un oraș de acolo, sau sat, ce-o fie. Eu cred că e Finlanda. Uh-huh. Dacă eu le-am cu limbile, și nu le-am, asta e Finlanda. Clar nu e la apă. Eringslun. Asta o încerc eu așa să vedem. Nu, da. Hai să mai mergem un pic, uite, avem indiciu și apă, avem... Hai să mai mergem un pic pe aici. Ce apă avem indiciu? Pe hartă aici, afum. Vezi? Păi și tu ce zici? O fi și Sweden? Suedia. O fi? Ia.
Erling Slun. Uite, că ăștia scriu cu A cu două puncte. Da, A cu da, două da. Puncte. Ha! E Suedia. Stai, uite. Nu, nu se aseamănă. Slun și Estună ceva. Tu, Dumnezeule, tu. Anis e la munte. Hai să ne mai plimbăm. Să ne mai plimbăm, vrei tu? Da. Dar nu pe aici, ci pe prin oraș. Păi dacă aflăm numele localității, da, ce s-a aflat mai mult de data? O să-l uităm după aia. Erik Slun, ceva așa? Erik Slun, da. Nu, asta e, asta e, asta da, e, că ei au cu O și cu A. Deci uite, O cu două puncte, uite la aici. Sigur că Suedia, da? Da. A ver, acum, care parte? E bună și ideea asta, să ne uităm la litere când sunt așa mai dubioase. Tot caut Erik Slun. Bă, nu, nu pot. Dar nici pe tine, nici ce nu-ți vine să dai. I'm like, hai să mai căutăm un pic, hai să mai căutăm. Da, și după aia, după ce nu o găsesc, dau. Eskilstuna. Eskilstuna asta îmi vine, e fix ca ala, așa îmi pare. Să mai dăm prin sud pe aici. Fi la următoarea, ei, vezi că dacă dau un pic zoom mai mult, ne arată pe alea mai micuțe. Și e posibil și că astea mare să fie mai micuțe. Mai micuțe, pentru să fie și altele, da, exact. Pe atunci ce faci? Hai să faci. N-avem decât să o luăm așa. Știm că e pe undeva. Bă, munte nu văd să fie. Deci munte nu e. Bună idee, bună idee, da. Vezi că munte nu e? Da, pare plat. Și atunci, ăsta e muntele, nu? Așa pare, da. Ăsta cred că e munte. Că pare așa mai dificil. Să jucăm, să băgăm aici pe un mijloc pe undeva, să jucăm ca lumea? Să jucăm așa mai... Eu m-aș fi dus mai aproape unde? De Sweden. De pe păi unde pune? Sweden. Uh-huh. Ok. Pe aici? Da. Bună, hai, dau acolo. Mergem pe mâna mea de data. Băgăm aici. Bine. Pe mâna ta. Hai. E bine că ai zis mai sus, că eu dădeam și mai jos. Ah, da, chiar, corect. De-aia o barba la pitic? Nu mă atei cum așa ceva, Doamne ferește, ne ia poliția. O barbă? Pe internet așa se face combinații de cuvinte. Știi? Da, vorba la pitic. Vrei un ban? Da, 340 de kilometri sună dacă mult, dar dacă stai, sus, stai nu, uiți, mult. Da, da. Dacă stai să te uiți pe hartă, dă durăm bine. Păi ia uite, avem 3980 de puncte. Asta e de bine? Păi foarte de bine. Oh, în sfârșit, un pic de culoare. Facem după aia una pe România? Hai, da. Mă! A ver, o să curgă chat-ul pe asta e de la noi. Adică îmi par astea da, la noi. Da, dar nu vă zici că și eu zice, un pic de culoare. Da, da, da. Cala. Merceria. Asta e la noi, în Spania. Mamă, 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 iar alta grea în Spania. Avem aici o stradă. Mm. Rafael. Poeta, poeta. A? Da, dar nu știm, nu, n-am citit noi atât de mult în spaniol încât să știm de unde e poetul ăla, ca oraș. Mamă, dacă știam, eram gata. Știi? Viața de prost se plătește în iubs, adică nu e... Avem? Uite, supravântul. Parc frumos. Uite, mai avem pe acolo o stradă. De un zoom, că poate după aia... Vila Zanetti. Da, dar n-avem localitatea. Asta e pictor. Bă, numai intelectual aici. Ai un pic, că și eu tot artefact și prost de dau în gropi. De unde vezi tu intelectuali? Ia uite și pe asta cu câinele. Ia uite și tu, miercuri la 12. Era vară după ținută. Super vară. Încerc să găsesc ceva în care să vă locați localitatea. Bă, să mai coge? O să vă localitatea. Dati-și ce mă interesează. Așa. Pescaderia. Dă-mi el. Dă-mi, uită-te tu la cea și mă mai plimb eu. Bale.
Hai să mai luăm aici câteva comentarii. Barba, nu sunt eu deștept, dar fiind zăpadă era climă polară, deci era mai aproape de nord. Păi, man, zăpadă e și în România, dar tot nu e climă polară. Și ce înseamnă climă polară? Nu înseamnă să fie zăpadă tot timpul? Și noi mergeam pe stradă și era vară, nu era zăpadă, și după aia am mai dat în față și pozele au fost făcute pe zăpadă. Deci era anotimp. Nu era climă polară, era anotimp. Nu? Cam așa o iau, logic, gen. În sate mergem clătită, sigur. Mergem pe sate, mai ușor pe sate, le bunghim. Vrei să facem o clătită după aia? Facem clătite? Clătite sau gogoși, ce vrei? Clătite se fac mai ușor, că gogoșii nu vei de clătite, 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 clătite. Avem cu ce să le umplem? Avem. Serios? Avem dulceață de aia bună. Ok. Nu știu, jumate din borcan. Ia vezi, are deschidere la apă? Stânga, cred că e apă. Adică aici? Da. Vrei să mă duc pe strada aia? Aha. Caos, n-am auzit niciodată. Ciudat. Undeva prin Graha, de ce? Spune-mi și de ce. Strada asta nu e atât de bună, că e mai periferie. Nu că suntem credincios, doar că părerile sunt foarte împărțite pe chat și foarte puțin nimeresc. Trebuie să mă bag aici prin oraș ca să mai văd ceva. Pe ce să faci prin oraș? Mă gândeam că mai văd ceva indicatoare. Spre cutăriță, știi? Păi să le vezi din afară. A ver. Yeah. Uite acolo unul pe dreapta, indicator. Asta? No. Aici? Mhm. Dă-mi un pic. Tu lași bomboană. Sigur. Pe live, la microfon care percepe tot, tu lași microfoană. Tu lași, bomboană. Las foarte bune bomboanele astea. M-ați mai întrebat de ce nu-și deschide Mihai la YouTube, cont pe YouTube. Nu vreți asta, credeți-mă din suflet că nu vreți asta. Am găsit, se numește Gamonal. Și are 3 sectoare. Nice. Da. Aveți? N-am auzit niciodată de asta. Deci, după asta nu e nord neapărat. Tampoco în sud. Uite un deal. Dar nu e că dealul sunt pe peste tot. Mamă, deci într-un giratoriu sunt făcute poze din 4 sezoane. Mamă, e dificil asta. Dificilă pentru că mi-arată doar zone industriale. Hierro Burgos. Ai, asta e firma. Ah, păi și merge și atât de dracu. Asta e un stadion aici. Să fie în Burgos? Dacă ăla e pus Burgos? Uite, să fie stadion. În apropiere de Burgos? Că Burgos îl găsim mai ușor pe hartă. Păi de unde știi tu? Ce care-i dracu Burgosul? Păi văzi acolo ăsta. Hierro, unde citești tu de fier din Burgos? Burgosul? Uite-l aici. Băgăm așa? Hai. Wow! Bravo! Hello. 13 km! Nice. Ma! Jesus! Frumos! Aoleu! Mai din bomboană? Mai mocioflim din bomboană mult? Oh my god! Mihaela a vrut să fac o chestie asta pe Twitch, știi? Vrea să vă... să trag o limbă la asta, probabil, să fie ceva așa. Dar nu e geoghesăr. Nu, ceva muntos. Trebuie să ne îndepărtăm că iar e așa. Bun. No, asta n-ai cum. Bine, poate nimerim. Să-ți mă uit de... pe panourile solare? Ia, mă uit după alte panouri. Poate găsesc locația. Acolo, uite, acolo niște semne în colț. Unde naiba? În chineză scrie aici, what the fuck? Da, că nici nu ne gândeam noi că asta e partea rurală din China. Ioi, tu. Asta nu știam. Ok. Și da, uite mașina. Hai că e interesant. Hai să mai mergem un pic ca să vedem. Am găsit numele localității. Super. Da. Chow choing. Mamă, ce rasist ești. Dar cum o să fie așa rasist? Am citit doar cum era. Wow.
Eu pot să-mi închid ăștia canalul acum că am dat dovadă de rasism pe live. Tu doar dai dovadă, eu nu. A deschid 24 de ore din 24. Dar nu știu ce e. Au și benzinărie lângă, vezi? Vrei să ne luăm pe relief? Cred că o să o dau la miștoacă. Acum chiar nu are rost să ne uităm în... nu cred că e Japonlanda, cred că e Chinesia. Păi Japonlanda mi se pare că e... Kozu! Kozu! Măi, e singurul lucru că le-am putut citi. 2-1-0-3-5-3. Așa, e Kozu, știi cum ți-l iau? China, din partea asta. Mai jos, acum. Kozu. Tu trebuie să dai, ca să vezi Kozu, trebuie să dai super zoom in. La cum arată Kozu. Mă duc pe lângă Beijing, că e cu munte. Ah, stai, Kozu îl găsesc, dacă îl găsesc. Jinzu, Zanzhou, Jiju, Datong, Langdon, Tong, Dezou, aha, seamănă. Seamănă, dar nu răsare. Seamănă, Jinzhou. Nu. Mai dau un pic. Mamă, e de la mic. N-am cum cu de la mic. Pe indiciu. Uite un semn albastru și ne arătăm acolo sunt multe orașe. Da. Te rog să fie ceva să înțelegi. Este. O Yamada? Tsu! 165 Tsu. Uite, tu te uiți după o Yamada, eu mă uit după Tsu. Vale, o Yamada. N-am găsit, trebuie să te miști. O să luăm așa mai mult. Vale. A? Tiansui? Îmi suna nu e, e Ayomada. Lizo Yulin. Mișto când ai copil tu și în China. Yulin, Shenzhou, Guilin. Mie nu sună rău. Huai hua. Hai să punem așa, că n-avem ce să facem. Stai un pic. Stau. Nu te duce la Beijing așa aproape. Să nu mă duc la Beijing? Nu așa aproape. De unde și nici mai sus de el. Hai să punem între. Acolo, hai. Shaanxi. 2000. Uleu, nici n-a fost în China asta. Stai la Coreea, ce aici? Japolanda, bă! Vezi, noi învățați pe Japonia doar pe bogăție. Nu știam și partea de sărăcie. Semnele l-au scris în chineză. Cum să nimerești dacă semnele... Dacă atunci... Asta nu-mi plăcu. Asta nu-mi plăcu. Ăla... Păi cum, mă, Japolanda, mă? Păi... În Africa există asfalt? Da. Ok. Dar există doar unul. Asta există în stadiul ăsta, în starea asta? Cred că da. Hai să vedem. Uite, avem ceva. Lima? Dacă e Lima, e Peru. Și mama dragă. Venda și tienda morții mei. Dar se mișcă ăsta după vânt. Citiști tienda? Lima. Fazenda. Fazenda, Mexico și alea. Zi Fazenda. În Brazilia? Brazil. Stai. Brazilie, de ce Fazenda. Nu știu de ce pune Lima. Hai să mai mergem pe strada asta, că e răcoritoare. Ducem în Lima? Numai răcoritoare nu e asta, știi? Cred că e arida as fuck. Uite ce nori. Hai, uite, avem acolo un semn. Oho. Sunt curioasă dacă scrie mai mult în portugheză sau în spaniolă. Entrada salida de... Peru, băgăm. Ce Peru, mă? Nu e aia? Brazil? Nu, că o scrie în spaniolă, nu scrie în portugheză. Poate astea coinciși cu... portugheza. Mai avem... Întoarce-te un pic. Mai avem unul. Important. Uite acolo. Hai să vedem. Por favor, să fie în chineză, știi? Atendiendo ao usuário. Ao nu e... Ao e Brazil. Așa cred. Asta vii. Hai să mai mergem. Și dacă văd oameni, în special femei pe aici, eu pot să-ți dau seama dacă e Brazil sau nu e. Cică da, Brazil, că pământul e roșiatic să o ia. Până aia, pământul e roșiatic, mane, și în Spania, dacă te duci în anumite zone, e la fel de roșiatic. Eu după pământ mă băgasem pe Africa.
Și eu la fel? Sau e Brazil? Da, cred. Spaniol nu e sau. Și cum fac ei cinciul? Știi că cinciul e puțin făcut așa. Parcă spaniolii lasă o codiță mai în sus la cinci, nu? Da, Mihai, la data. Trebuie să mergi cu bani. Avem, acum. Serviciu? Da, asta. Păi, serviciu. E cu de la aici. Da, cu succes, da, asta e. Păi, da, unde? Pe rodonde. Hai pe hartă să vedem Brazil, să vedem unde ar fi. Păi, asta. Brazil toată e verde. Și cu stradă? În afară de favelă. Nu, favela e foarte verde, doar că... Unde dracu e verde? În jurul... A, în jur, da, bine, dar favela în sine e maro. Ai prins-o? Bine. Înconjurat de mult verde. Brazil, America de Sud. Uite acolo mai sus. Uite, tu ai băga unde e verde, verde închis sau nu? Unde e verde, verde închis, că-s copaci. Mulți și deși. Eu m-aș trage un pic mai spre Paraguay. Dar poate nu e ok. Nu e ok. Eu m-aș duce aici. Tu? Și băga la mijloc. Eu m-aș duce aici. Aici? Da. Uite, facem ca tine. Aici, da? Da. Facem ca tine, o să vezi că e sus în ord. Bale. Ce ți-am zis? Aaaa! Ce ți-am zis că e sus în ord? Te ascult. A, fusești chiar bine. Fusești foarte bine. Da, dar 300 de km puteai mai bine. Un pic mai eu jos. Eu te cunosc și știu că puteai mai bine. Da, nu era în ordine. Dar nu vrei. Totodată te cunosc și știu că nu vrei. Foarte bine. Foarte bine. Frumos. Boulangerie! Sugeți cariciu francezilor că aveți cea mai urâtă mâncare din lumea în asta, în viață. Ce păi, nu ți-a plăcut cârnațul? În Franța, trag în el de cârnaț, deci oribilă mâncarea francezilor. Bagheta e oribilă. Clătita? Eclerul e oribil. Croissantul. Nu, mie croissantul mi-a plăcut. Îl avem mai bun în Spania. Nu, mie și mi-a Franța plăcut e... mai mult de acolo. Pe cuvânt îți spun. Deci, na, acum uitați-vă la noi, credeți pe cine... Eu mănânc croissant, el nu. Eu mănânc, doar eu. Eu nu mănânc croissant în Franța, că e croissant în Franța. Eu mănânc și îmi dau cu părerea dacă e bun sau nu. Nu contează de unde e. Se simțea mai bun acolo. Orice se simțea tot. Mai bun, dar la gust nu. Păi se simțea gust, mai măi. Bun, că vedeai tu că era lui Franței. La gust, măi, la gust. Se simțea mai mult unt decât ăstea. Hai, las. Păi și de ce e bine să simți mai mult unt? E mai gustos. Cu unt. Pui unt pe el. Nu, mă, Bob. Nici așa. Pui unt. Că așa. Ăla care e cu mai mult unt e mai are bun. Ce, în Franța. Ce e ăsta? Ceva Toulouse-Lautrec. Nu, ceva... Hai să mai căutăm. Hai să ieșim ca să vedem locația. Okay. Uite aici semne. Că e tot sat. Uite aici că am găsit. Da. Gata, păi știu unde e. Uite semne acolo. Păi uite și aici semne, nu pot să vezi. Ui, rodez. Vale tu. Hai și pe cealaltă semne. Păi, dar nu mă las asta să mă mișc. Uite aici. Carcenac. Carcenac, tată. Deci, pe unde punem? Nu pot cu Carcenac să mă duc așa, n-am cum. Că e mare Franța, tată. Eu aș pune la graniță cu Spania pe asta, pe apropiere. Pentru că îmi sună foarte apropiat unde am fost noi. Really? Da. De ce trac cu fumul ăsta? Bebe, tot că sunt ăștia în construcții. Au obloane pe peste tot, nu văzuși. Fix cum e zona în care am văzut-o noi. Bine. Deci, băgăm Carcason. Hai ca stres. Deci dacă o nimeni... 68 de kilometri! Nu cred! Bravo, foarte bine! Ai avut o intuiție! Hai să vedem cum se numește! Păi seamănă foarte mult la... Păi nu e atât, că nu poți să mi-e fac nimica. Bă, ce înseamnă aia, bă? Călătorește! Bă, termină-te! Mai stai și acasă! Păi nu vezi că o știu doar pentru că am fost săptămâna trecută? Nu vezi? Unde mă când n-am ajuns noi până aceea? Mă, dar semăna stilul. Ne-am oprit pe aici. Semăna stilul mult. Foarte mișto. 68 de kilometri. Păi și ăștia nu ne dau și nouă, că la cât ghicirăm, adică ghicirăm foarte mișto. Așa, băgăm o România, bine? Hai. Avem Classic Explorer Mode. Are. Nu știu ce înseamnă Explorer Mode. Franța e regina în ciocolată? Nu, no, Belgia e regina în ciocolată. Romania, man. Ok.
Ia uite, It's Vladel are cel mai mare, 25 de puncte într-un 1 minut 52 secunde. Mamă, ce rupe Vladel, tata. Luca Buca. Pe ce? Pe România pe sau Roda? Nu? Really? E de la țară, Vladel, e crescut frumos, e sănătos. Bun, hai să o luăm. Hai. Numai că noi nu ținem cont de tempo, știi? Ne-a dat fix la biserică, Doamne. A, păi uite aici, uite aici. Școală. Uite aici. Da. A ver, ne lasă să ne apropiem? Nu, normal că nu, că nu știu. Pui mei, cum se numește școala, că nu văd de copacii vieți în viață. Trag în ea de... Mamă! Hai mai departe. Nu e că pe piatra arată doamnă, doar cât e. Bun, hai să vedem, hai până la ieșire din sat. Da, așa făceam, când jucam cu data așa făceam. Really? Da, care câștiga ăla care iese primul. Care făcea mai repede, nu? Da, care dădea click. Și noi eram, iartă-mă, geografia, alo. Ok, deci Adolj nu-mi sună, ție-ți sună? Nu, că e cu munte, n-are cum să fie Adolj. Da. A ce-ți sună? A nu Adolj. Cum zice? Aia prin eliminare. Adolj nu e. Nici după Bogdaneia de la poartă nu păstei. Bă, da, asta e sat pe cuvântul meu. În Perișorul 8 km are lungime. Să moară moasa, păi dar nu mai pleci, tată, de aici. Dar ce vegetație au pe... E ceva de munte, vrei da, să ne dăm cu părerea? E ceva de munte pentru că nici nu au garduri așa multe între case. Poliția. De care? Ce? De care poliție? The World, The Doll și nici nu am fost la noi așa poliția. Dar... Poliția ce mă, tată, nu să scrie jos poliția Brâncoveni. Poliția, uite aici primăria. Uite aici primăria, ia. A ver dacă ne las. Ah, care stai bine cu văzul. Biserica Creștină Baptistă Bunul Samaritean Băuțar. Ah, e Băuț. Băuțar, vezi, dar n-am, nu știu unde e. Vă invit la sărbătoare și sărbătoare și Băuțar. Așa se numește Băuțar. Care sunteți de pe acolo? Ce mama dracu, Băuțar. Băuțar, ce că prin Maramureș? Maramu? Hai să băgăm așa. Și ceva, Mureș, ceva. Băuțar, cu B. Blaj. Este Olec. Ceva pe munte, mă, pe aici. Dacă ai vreo idee, o simți de la cum o să și înainte, zic cu simțul, da, cum, știu, ca pe Francia. Știu, nu-i place aici, la Băuțar nu-i place. Aici nu știu. Sălișa de sus. Maram. Nu, că ajuns, e prea sus, mi se pare că nu trebuie să mă duc chiar atât de sus. Roha. Ceva? Caraș Severin? Nu, că am trecut pe acolo de multe ori și nu-mi sună. Și de că acolo să fie. Băuțar chiar nu sună. A trecut și Mihaela tot așa, avea transport. Da. A trecut pe lângă. Ceva pe aici? Ia, dă-mi un pic. În timp ce te mai uiți, tu mă mai uit un pic aici. Bine. Caransebeșa. Băuțar o fi comună sau sat? E comună. Că părut foarte lungă. Ok, ești în partea cealaltă acum, ești pe la Oradea. Tot pe aici ar trebui? E Suceava pe aici. Piatra Neamț, Suceava, ceva tu Târgu Mureș, e... printre ele. Tu crezi că între Târgu Mureș și Sibiu? Da, nu, cred că e mai sus, la mai munte un pic. Pe la Colibița, pe acolo. Vatra Dornei. Câmpul lui Moldovenesc, ia uite-l, mă. Bă, mamaie știa, trebuie să sunt pe mamaie, mamaie știa. Ar fi fost ceva. Uite, Gura Umorului. Îți sună cunoscută? Da. Uite, Argestru. Dă-i un click pe aceeași, vedem dacă e. Îi dau pe aici, random? Da. Cum te simți pe tine mâna? Ia,
Astea par prea munte, munte. Buh! 251. Buh! Hunedoara. Ce și cu... Aaaa! Noi urcarăm, dar uite, era jos. E de fapt mai jos. A ver, pe lângă Sarmisegetuza, lor le-am luat la istorie. N-aș fi ales zona asta niciodată. Oricum, da, trebuia să alegem ceva ce n-am auzit, pentru că Băruța sau ce era, noi n-am mai auzit de asta. Nici prin zona aia n-am fost pe sus pe acolo. N-am fost nici prin zona. Dă-i pe next, hai să vedem. Târgu Jiu, mai sus pe stânga. Eram curioasă. Cine ține minte? Tu, uite o groapă de gunoi pe stânga. Dă-mi încoace chius rapidă click, că altfel aici stăm pe câmp. La vale spre case sau la deal spre tot case? Pare mai aproape unde. Păi asta e câmpie, nu e munte. Da, deci corect, știm corect. Sigur că e pe undeva prin sud-vest. Da? Deci câmpia e asta. Asta e sigur. N-aș fi ales sud. Păi de ce dacă asta e câmpia? Sud-vest, măi, asta e câmpia României. Da, înțeleg. Târgu Jiu e fix pe câmpie acolo. Ia. Am un semnuș pe aici ceva. Am și o pretenții mari. Hai. Asta ce semn? Uite bă, au ars ăsta, bă, ce jegoș, bă. Ce vorbești, bă, băiate? Bă, ce chemă, e mult până la oraș. Hai să ne dacă o fie ăsta, panul, dacă nu fac it. Op, op. Cheia mes. Păi nu mai suntem în România? Cheia? Aba, da, uite că scrie localitate supravegheată video. O fi la... Cheia. Uite, o fi pe lângă Arad sau pe aici, prin sud, cum am zis eu, la margine de sud. Bulgaria. De nu aici se jime așa. În sud nu e, ai deci auzit de Cheia. În sud. Hai să o luăm așa prin eliminare. Cheia Sohodorului. E în sud de la noi. E în... Ai dreptate. Da. Și eu cred că dă cumva pe ăștia. Mesco, Mesco. Nu e că Bulgaria au alte. Uite, au alte ăștia, nu e Mesco. A ce limbă îți sună ție asta? Asta nu e. Mesco. O fi Ungaria? Nu, de țară în România, clar. Că o fi la marginea cu Moldova, mă. Nu mă știu că e în România, mă, dar dacă scrie cheia Mesco și e denumire de asta mai dubioasă, sigur e pe undeva pe lângă graniță și au moldoveni influențe. Așa, accente? Tu unde dracu să știu eu? N-am nicio asta. Câmpia Transilvaniei? Ungurește, asta căutam. Asta zic, dacă în Piatra în Silvanii, unde trebuie? Nu știu unde mă duc. Pe aici, pe la Miercurea Ciuc. Cred că e mai jos că e câmpie și te duci mai spre munți, nu? Glui ce să cauți prin Cluj. Păi, pe aici, aici, pe lângă Ungaria. Da. Marghita, pe aici. Nu? Pe lângă Cluj? Da, acolo. Tu te-ai duce mai sus? Eu m-aș duce mai în stânga, și spre Oradea. Și eu m-aș duce mai jos un pic, între Arad și Oradea. Că e mai spre câmpie. Pe aici, așa? Mm-hmm. Să dau un click? A ver. Ia. Yeah. Bun. 122. Nu e rău. La nu Tur, erai, da, tu. Tu erai, Doamne. Mai jos de Cluj mă apucă. Uite, Cheia. Cheia, da. Mamă, dar sunt destul de micuțe astea. Destul de micuțe ca sate. Mamă, dar te dor ochii la astea. Trebuie să dai click de aia, dracu, până vezi vreun semn. Deci și ăsta iară e un sat micuț pentru că n-are multe semne. Știi? Da. Că dacă era o comună sau așa, n-are multe semne. Iară câmpie, vezi? Da, da. Că da. Nu-s mulți, e doar câmpie aici. Mamă, iar merde mai aia, dracu. E te UTB-ul, tată. Zice, cumpăr. Cumpăr fer. Ok. 80 de bani, 200 de metri în stânga. Ia uite UTB-ul. A? Bă, cum l-am găsit, bă. Ia uite frumos, Dacia Supernova. Asta e doar Nova, de care? Supernova. Am bunghitoși pe asta, cu UTB-ul. Asta e o România, bă, de care o știu eu, bă.
plugul vopsi cu albastru pe spate, alte dacii pentru piese, alo, alo, așa, și sunt înstăriți oamenii că vând și butelii de la petrol. Păi da, ca o magazină aici, vezi? În dreapta. Atât, așa se face banul, ia uite, aici frumos. Iei și magazin, hai să-i zicem cârciuma. Firma de sus, Afutoma. Afutoma, scrisă pe un bucat de lemn, ai, frumos. Și așa se face banul la sat în România. Vezi? Oltenia după garduri, mami, ce-i toate gardurile posibile pe aici. Mă impresionezi? Cam avut dreptate cu Oltenia după garduri. Mamă, dar deci tot timpul e așa. O cârciumă jos și o casă în construcție în spate. Bă, mereu e așa. Și mereu neterminată. Aia e normal. Iar altul TB. Bă, dar ce dracu? Bă, dar toată lumea are câte unul TB pe aici, pe cuvânt. Dar vrem și noi mai multe indicii. Păi merg pe aici de mai a dracu. Un hambar. Indici. Mamă, dar e rurale as fuck, adică ia uite. Da, chiar stai să mă gândim. Țară, țară. Vrem obstași. Nici mă uit pe, că, uite asta, ce e primăria. Uite-te tu dacă vezi. E primăria și jos cu cârciumă, vezi, e cârciumă și se construiește primăria în spate. Curbă la dreapta. Erau niște sate așa pe lângă Argetoaia, pe acolo, mai ții minte? Argetoaia? Da, erau mai multe sate de genul ăsta. Doamne, dar ce amintiri îmi trezește drumul ăsta de căcat. E bine că e asfalt. Și că n-are gropi. Cum să n-ai vei gropi? Cum ai de viața viețurilor mele? Gropi din alea fără asfalt. Doamne, numai cu autobuzul aș merge aici. Uite o troiță din aia. Nu e troiță, nu e. Asta e stația de autobuz. Uite fântână. Fântână. La noi nu prea mai e așa. Sau cel puțin zona noastră. Dacă te duci mai încolo, nu știu. A ver. Ia uite ăștia pe o bogăție, 3 etaje, alo! Moldova, poate zice cineva. Nu, e că e plat tot. Oltenia clar. Asta e Oltenia clar, da, așa zic și eu, Oltenia clar. Ia uite troița. Pe lângă ea, Lomița. Mamă, cât a troița! Da, vezi, eu nu prea am văzut. Nu, nu-i troița, nu-i troița, e monument. Ia, asta e decorație, mă? Asta da, cu de instalație, lol. Eu cred că e un cablu rupt, știi? Ce asta? Dai mă, două dracu de treabă. Nici măcar nu-i scris ceva, what the fuck? Lels. No, aici n-avem ce să facem. Uite o biserică mare, asta pare în stil oltenesc. E sus cu argintiu. Pare albă și tablă. Nu prea pare cu haurii, păi da. Ca ortodoxii. Păi da, este argintiu. Și eu ziceam cu auriu, e cu la ortodoxii. Nu. Cum să fie cu auriu? În Oltenia n-avem destea vouă. Cum să n-avem? Da, eu știu că avem. Da, da. Aver, poate și eu. Mamă, mâncava. Drumul și cauciucul. Mamă, olo! Yo! Poți să dai zoom pe strada aia de acolo? Strada principală, aici. E bine. Strada principală scria? Da. Genial. Strada principală, man. N-am ce să fac. Adică să merg până la următorul ca să văd locația. Poate mă gândesc că am ieșit dintr-un sat și am intrat într-altul. Vrei să mai alerg și eu? Hai, it's fine. Ia. Uite aici, ia, de asta agricola. Oh, aha, Goia, aha. Goia! Îmi sună Goia! Nu e în Oltenia la noi ăsta. Humele! Nu e la noi în Oltenia. Sau o fi, dar mai în sus, mai... Știe cineva? Mie îmi sună Goia. Humele nu-mi sună, dar Goia îmi sună. Mă... Nu știu pe unde. Să alegem spre Târgu Jiu. Ceva Telorman? Unde ai băgat-o? Eu uit-o. Dar ce-a făcut? A decupat?
Da, le-a trebuit un pic în altă parte. Dar când se face asta? Gen, de ce face asta? Când sunt grom de, mai multe și decupezi așa ca să umpli? De cretini. Da, da, da. Vor să, da, da, se face peticeală, se scoate unde e crăpat rău și astea, mm-hmm. se, dar se și umple după aia. Dar în alte țări. Asta e o Dacia 1310 tonată, apropo. Hai să băgăm între Târgu Jiu și Hunedoara. Nu se. Mai jos de Pitești, Pitești, cel mai județul Argeș. Argeș? De ce? De ce? Păi nu înțeleg de ce. Pitești, Argeș, mai jos de Pitești. Căutarea pe net, deci așa e. Bun, păi o facem așa atunci. Creva, Zebeu, Pitești, mai jos de Pitești. Cum se numea? Humulele, parcă, sau Goia, că era la, era la 3 km mai de Goia. Mai jos de Pitești? Sau... Între București și Craiova? Păi unde, mă, ora? București și Craiova, Roșiorii de Vede, pe acolo. Pitești, pe aici. Humele! Acolo. Humele Goia. În Humele era asta. În Humele era? Da. Ok. Bacă acolo. Stai să văd unde ne-am dus noi, că noi ne-am dus de neau la dracu. Ioi, da, o, cât am mers. Ok. În... Crezi că am fost în Ungheni sau în Găujeni? Găujani. Știi? Pentru că noi merserăm până în următorul sac. În Ungheni. În Ungheni, crezi? Uh-huh. Casa Bibi? Uh-huh. Ce scrie acolo? Te curbă de nou fie asta. Bravo. Asta era. Wow. 5 km. Mă rog, nu era chiar asta. Nu era. Găujeni, cu cealaltă. De deci venea din partea cealaltă. Da, noi n-am fi ales treaba asta, nu? Da, noi ne-am fi dus spre Târgu Jiu mai sus. Clar nu-i Oltenia. Da, e cu munte. Unde sunt astea zone mai mult agricole de se fac baloți? Uite, cu o deforestiere. Le ia pădurile. Tot așa, trebuie să mergem un picuț. Ce ușor era aici dacă nu blura numărul la mașini. Bă, da! Da! Uite acolo un sens. Da, tempo. Zete Vralija. Zete Vralija. Asta e în română? Păi tot da, acelea. Că e da, da, că e î. Păi și atunci e tot colea. Valea Strâmbă, la 41 de kilometri, sub cetate. Să fie pe la Cluj, pe aici? Nu se aveam altă părere despre Cluj. Valea Strâmbă. A, uite. Ală. Sub cetate. Uite, bub. Tot undeva la... E pe munte. Da, la graniță cu... Da, eu m-aș duce pe aici, la graniță cu Ungaria. Deci pe aici, aproape de Oradea. Da, acolo m-aș duce și eu. Și m-aș duce prin zona asta. Hai acolo. Pe la... Hai să băgăm până noi caută oameni și ne spune pe unde sunt. Fua! Sub cetate, știți că... 300. Miercurea Ciuc. Da, eu n-aș fi ales asta. Ce nume e ăla, tată? Și aproape de Sfântul Gheorghe cu accentul ăla. Pe Spania e descurcare mult mai bine. Mamă, ce e asta, tată? Asta e drum? Și tot așa zic. Mamă, iar ne dăm câmp. Suntem în câmp, literalmente. Ghicește tu, pune tupinul. Dar nici nu pot așa, trebuie să mă duc un pic. Unde te duci? Unde? Pe al câmp. Dintr-un câmp în altul dăm. Ioi, da. Deci avem câmpie și câmpie în mare parte. Ba, nu știu, că astea par și de Oltenia. Dar nu aș, parcă n-am fost. Mai duce spre Târgu Jiu, că e plat. Da. Drăgășeni. Știi, vezi ce m-aș duce eu? Între Drăgășeni și Horezul. Vale. A, trebuie să dai pe unde? Nu, trebuie să dai click, dar să nu mici mouse în același timp. Aproape de satul mare! Deci nu puteai să selectezi mai departe. Zalău, dincolo de Zalău. Bă, dar ce mică e România. Bine, e mare când mergi pe drum. Mamă, păi 296 de km în România, like, dă, te încăcată, e mult. Gata, stârnă? Gata, stârnă, da, da, decât atâta. In Spain, United Kingdom, așa, diverse world, American small towns, mountain world. Mai luăm una și gata? Da.
Multi-famous places, a diverse world. Look on the original Better World map. Explore the world with more than a hand-picked pinpoint location from all around the country. This map should contain no blurry images or photospheres for a better game experience. Ooh, nice. Da, want to know more about Google Street View? Follow Dump Test. Testul de prost. Să-l facem? Hai. Știu. Tu scrie sus. Ce unde scrie? Seattle Center, nu știu ce. Da. Da, știam asta. Dar unde scrie că nu văd? Uite aici. Ia. Nu e Space Needle Seattle Center. Da, mă, zici de dreptate. Așa, asta este în Canada, da? Ala, nu știu. Dar nu știu unde în Canada. Ala, uite pe Canada. Pua. A, uite Seattle, da. Mă, e bine, suntem bine, da? Nu suntem bine, Canada, mă. Ontario. Nu este în Canada, mă? Ai de. Văzui acolo cea pe stradă, sem, ăla verde. Broad Street. Ia să vedem Seattle Center. Păi și eu, literally, aici m-aș duce. Aici te duce? Da. Bine, hai să dăm, ca să nu stăm mult. Hai, da, hai să trecem un pic. A, înseamnă că e... Nice, fix acolo. Înseamnă că e dump, gen e testul prostului că-ți dă... Mură în gură, nu? Uite, Beverly Hills. Gotcha. A, păi nu-mi place așa, că-mi dă... Așa cauzi numele pe hartă și știi unde e. A Diverse World, hai să o selectăm pe asta. Care sper să fie un pic mai dificilă. Asta e Anglia toată ziua. Păi dacă mergi pe cealaltă parte a drumului, early till late, ok, da, deci știm sigur că e England, cum unde în England? Uite, aici e stradă? Da. Step Street, da, dar noi trebuie să găsim localitatea. Îmi place ideea asta de curte micuțică în fața casei și un spațiu de mașină. Mici, amândouă, dar îmi place ideea asta. Poate găsim aici la bus stop. Nup, se pare că ăștia nu au obiceiul să scrie. Lol, ăștia da, chiar nu au așa ceva pe aici. Asta pare mic, dar pare frumos și el așa. Da. Ce chestii și la astea, toate casele la fel. Like, identice, același design. Cum sunt pe aici de... Nu au voie să schimbe centrele vechi sau așa. La formă sau la culoare. Da. Bo. Mi se pare super dificil asta. Ah, uite. Tamar Place, nu știu, tu înțelegi și eu? Nu. Renoc Place. Mamă, nu știu la asta. A dat ce case mișto. Îmi place partea aia un pic de... Unde intri cu mașina și ți-o lași acolo, știi? Si. Driveway-ul. Tu, Cory Avenue, Clanny Drive. Ăstea sunt... Uite! Blurat. Amen. Ah, bun, chiar restaurant, uite. Restaurant, ok. Ăsta ar putea să fie gen străzile. Aici nu, că ne înfundăm. Fa, cred că trebuie să o luăm așa. Mie un pic cam dificil așa. Uite, în spatele mașinii mai e ceva. Mai să căut întâlnim, dar astea sunt mici, mă, nu găsim. Uite, o să bag așa. Avem, nu zice nimic, hai pe chat. Hai pe lângă Birmingham. Hai pe lângă Birmingham. Ai dat guess? Da. 447. Și pe unde era? Foarte mult. Aba nu, Oxford ești tu. E sus de tot. Da, nu prea, Nu prea. Opa, deja suntem la munte. Utilaj, hai, ghicește-o. Barcă, deci nu e ro. Pare America după case și jipan și barcă. Da. Mie unul așa îmi pare. America.
Hai să mai vedem. America, dar unde? Păi să o luăm în jos pe aici sau pe aici? Uf! Uite un lac. Hai pe aici, că e drone cu prioritate. Sau să sperăm că mai vedem alte lucruri în drone. Da, e America asta. Marbu Coal Mines. Cape Marbu. În Marbu. În America, în Marbu. Acolo? Marbu Coal Mines. E no. Marbu. Păi ce, ce mama ceva? Drag? Nu, absolut deloc. Că nici măcar genul ăsta. Nici măcar nu știu unde-s minele. Na, nici măcar nu știu ce stat e, dacă aș nimeri statul, ar fi ceva. Putem să vedem statul eventual. E, mă! Gata, de aici a început. No! Yo! De cât atâta ne-a lăsat. Super. Shit. O luăm în față? Wow, nu cred! De la semnul ăsta până acolo și din asta trebuie să ghicim? Dar nu mă lasă, nu știu. Păi văd. Fuck this shit, man. Fuck this shit. Eu aș băga ceva... Bagi Missouri? Nu, aș băga ceva gen Indiana. Kentucky, Indiana, Tennessee, pe aici okay. Ceva mine de col. Ok. Tennessee, hai să băgăm așa. Ce mama dracu, Nova Scoția? Unde mama dracu? Wow! La asta nu mă așteptam. Dacă crezurăm că cealaltă era grea, asta a fost și mai grea. Da, ai, te-am căcat. Dar ce e asta? O lume diversă. Ce scrie sus? Prea diversă. Toyota. O fi la noi. Asistența respiratorie a domiciliu. Asta e Brazil. Nu. Ba da, mie așa îmi sună asistența. Ei, aici nu zic așa, zic un pic altceva. A italiană sună. Ah. Ei scriu cu Z, asistența. Corect. A ver, hai uite să... Uite un steag italienesc aici. Really? Nu, e un scaun pliabil. Poate l-au luat așa. Aha, cum cu călarii, cu... tricou cu asta al Italiei și scrie pe spate Italia. Si. Super, super. Un mini de raliu englezesc. Mersi. Nu cred. Dar uite ce gropi. Ah, păi uite unde ăsta de raliu în dreapta. Ce tare! Deci ceva raliu în... Ce tu, că Italia? Nu e de raliu? Nu, e un giratoriu. Ce dracu pune astea roșii cu alb în giratoriu? Înseamnă că mereu intră prin el. Da. Dar trebuie să-l semnaleze așa. Aha, aici, gata, aici suntem. Autostradă Sant'Argelo, Rimini, Nova Felteria, San Leon, San Marino. Asta e, tati, San Marino. Deci... Italia, San Marino. Easy. Unde e San Marino? Nu se... Uaia! Oh! Pups, asta Marino e țară? Da. Mă, nu știam asta. E țară separată. Gen cum e Andorra? Da. Deci dacă în stânga o luăm spre San Marino... Ah, păi hai să în ne... În dreapta o luăm la Rimini. Uite Rimini în dreapta. Deci noi suntem aici. Super. Pe autostradă. Uite, noi suntem la San Giovanni. Și de unde ne dă Dupinul? De acolo? Stai un pic. Suntem la intersecția unei străzi. La giratoriu. Aha, ia fi atentă. Giratoriu, dreapta, Rimini, stânga, giratoriu. Da, cum sunt orientat? Hai să mergem să vedem cum suntem orientați. Că nu eram bine orientat acolo. De aici, dacă suntem orientați, așa e, în dreapta sus Rimini, stânga jos San Marino încoace. Ok. Deci noi ar trebui să fim... Nu e că se autostrăzi, noi încă nu suntem pe autostradă. Nu știu, noi venirăm mai de sus, din drumul ăla, din deal. Ce? De unde scrie acolo cu ce era spitalul. Ah!
Păi da, dreapta sus rămâne, stânga jos. Deci noi suntem aici. Și eu cred că suntem undeva pe aici. Ok, pune acolo, că oricum, dacă nu, oricum suntem foarte aproape. 14 km. Și ce era aici? Aaa, ce tare! Nu aveam gustul ăla peste așa. Polanuc, e fix lângă San Marino. Alol, da, fii atent, era paralel. Bro. N-ai cum să o gândesc pe asta. Da, bună! Bun. Bună, ne dădu și indicațiile alea. Da, da, le și luarăm frumos. Da, da. Elado. Elado. Uite, Ice dealer. Rule, da, și mai scrie cu accente. Elado, vezi accentul pe O, acolo. Trebuie să mergeți mai bine. Mamă, uite acolo. Mamă, ce zonă industrială veche. Au Lidl-ul? O fi Norvegia? Ba, asta nu știu. Dar uite, țara dezvoltată că bagă și în engleză... Germania, ceva? Nu, Germania. Că Germania au Lidl-ul. Nu e Germania, eu nu cred că e. Mie îmi sună... Vezra Prami, a Polonia. Polcam. Polonia să aibă așa și în engleză și în... Da, bun, da. Bun, de ce? Și iau și... Încă garduri de astea. Norvegia nu are garduri de astea. Corect. Deci Norvegia nu are așa ceva. Și nici Nemția nu cred că are. Dar cred că Polonia a mai rămas cu de astea un pic așa. Eu sunt între Germania. Eu aș pune Polandia. Ok. Germania. Nu prea mi arată mie Germania ăștia pe aici, nu știu. Nu prea mă... Pune, de ce ți-a venit ție? Păi, trebuie să luăm logic. Ia? Coa, bebe, ce nu e? Dobola Cotelep. Nu, e asta nu e nemțiască. Ungaria, am aici lumea. Și dacă da, mai uite semnul ăsta. Eu nu știu steagul. Ăsta e steagul Ungariei? Și mai văzurăm semnul ăsta când făcurăm România. Știi? Okay. În text. Da, deci aș merge pe mâna chat-ului aici. Da, a? Da. Are... Bun, mulțumesc. Ce mergem pe mâna voastră. Deci ce băgăm? Ungaria. Nu, aici, nu văd. Aici. Și avem Dobola Cotelep. Ma. Deci dacă o găsim și pasta. Vai tu. Ne-am trecut prin Ungaria când am venit cu mașina. Nu. Serbia, pe acolo. Băgăm la Nimereala? Si, alege o zonă. De câmpie. Nu cred că e gen Budapest sau ceva. Cred că e vai de morții zona. Uitam mai pe sus. Bag pe aici? Da, sunt pentru. Bagă. În altă țară? Nu, nu, la 200 de și de kilometri. Ok. Dar n-aș fi băgat acolo. Și vrusei să mă duc mai aproape de România. Și vrusei. N-aș fi. Pentru că mă dusei și era în partea aia. Da, dar n-aș fi băgat pe aici. Bun, următorul și ultima rundă, 5 din 5 aici. Nu sună nimic cunoscut din zona aia, nimic, nici măcar un nume. Bă, de Ungaria nu prea știm nimic de acolo. N-am, adică, da. Bine, aici am mers pe mâna chat-ului, pe mâna voastră, da. Deci voi luați laudele. Mișto. Orientul mijlociu. Asta nu e asiatică, gen China, japoneză, asta nu e. Aha. Ei, te săracul cum face, te sărăcie de om. Vede camera, face cu mâna, da. Sărăcie de om. Aici e țăranul, știi? De aici s-au născut, cred. No racing. Mamă, deci aici chiar nu cunosc absolut nimic în viața asta aici. Zici că sunt clipurile lui Harald aici. Da. Deci clar, n-am nici măcar o idee. O fi... India? O fi India, da. Îi văd pe ăștia prea cu multe scutere, de asta zic. Dar India are așa părți de vegetație? Nu știu. Știm sigur că vorbesc engleza și copii. Ah, indian, că-i trecut bățul.
Oh my god, da, lol. Indian, Quijote, scaunul afară, bățul, apa, bicicleta. E pe post, băiatul meu. Gata, tata, India. Da, 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 ne dă dorești noi seama după băț. Polițistul cu bățul, mă, n-au nici pulane. Păi ăsta e și mai și. Genial, mă. Da, super, una dintre cele mai mari țări din lume. Mersi. Aprecieri maxime. Vrei să... Stai să mai vedem. Căutăm mai mult, da? Pic prin floră pe aici, o luăm. Băiatul ăsta ce are mână? Tu ce că? Umbrelă pe soare și chelie. Nici n-are unde să-l ude. Bravo. Ce fan era drumul. Mă, uite ce... Ar putea fi oriunde în lumea asta. Da. Asta poate fi oriunde în lumea. Asta e fain, într-o zi de vară, să mergi cu mașina, gen să mor de cald, dar să mergi pe sub copaci ăștia, Doamne ferește, prin India. Nu lua oamenii din jur. Am zis să mergi ia cu mașina. Ia uite și tu, eti inutili. Uite ce poziție are cu rucsac așa. Hey baby! Și în papuci. În blu și în papuci. Ne lipsiți în papuci. Dar lungi. Da, nu prea da, poartă da, scurt. Da, oare de ce? Nu știu, că la ce cald e la ei, nu știu ce nu poartă scurt. A, poate din cauza religiei? Poate spre apăroși. Mă, dracu, nu știu, așa cred și eu, da. De-mi puțiți. Ia, uite și tu. Cască, unde e casca tata? Ia, ia. Unde? Unde sta la cască, man? Copilul e protejat că e la mijloc și atât. Da. Mamă, mamă, mamă. Ăștia vor fi taxiurile. Știi că ea și merge pe ei. Posibil. Uber, moto Uber. Ce chestie, bă, băiatule. Interesant, lumea asta e interesantă. Da, este. Nu neapărat de călătorii prin toată. Da, exact. Unele trebuie și ocolite. De călătorii prin Google Maps. Uite și tu, de-aia mă sunt ăștia săraci. Stau de ampule degeaba. Ia. Uite, de ampule degeaba în ziua. Sunt bărbați, adică puternici. Puternici atât cât sunt. Puternici atât cât sunt, că sunt bărbați. Uite și tu cu ciomagul, polițistul. Stau așa. Uite și o setă pantof. Are pantof. Opel Corsa ce e? E mașină, puiul. E mașină. Ia uite, să se răcească că s-a încins motorul. Oh my god! Sunt clasice, mă, clasice. Bro. Ce trebuie ăsta, Suzuki? Da, ce scrie acolo? Bun, nu că... Mahanadi Hostel. Deci dacă am găsit Mahanadi, o fi satul sau orașul? Eu pot să-ți las mouse-ul aici și mă o să fac clătite până îl găsești Mahanadi. Mahanadi. Dar interesant scopaci ăștia. Bă, deci, nu, pari pericol. Uite, deci la drum, zici că e făcut așa, gen... Știi cum? De unde până unde? Mergi în față, gen și luat așa. Zici că l-au pus și după aia l-au turtit o dată și gata, gen... Da, da, după da, mărgini da, nu da. E făcut sau ce. E ca o cocă de aia, este o plucire așa. Da, l-au turnat și l-au trecut toată să-l aplatizeze, that's it. Da, e de semn. 1400. Nu, dar ce, așa se dau cu coordonate, cu trebuie destea? Trebuie că tu mai știi că ai mai fost pe acolo printre ei. Doamne, în ce sezon a fost Asia Express? Ia, unul liber pe aici. Ăsta n-are nici bicicletă, nici nimic. Bă, dar ce dracu merge mai repede ca mașină? Bă, dar dracu merge mai repede ca mașină. Mă rog, ca scooterul, că să... Vezi că e scooter? Oh my god, da! Uite, uite brațele! Ăla cu camera așa știi, genul. Oare pe casă, oare pe casă. Îl ține așa și... A, da? Cred că ești... Bă, dar merge ăsta cu gura în lui. La ăștia trebuie să fie câte 2-3. Bă, rupe ăsta. De la sandalei se trage. Bă, băiatule, bă, mai încet. Păi dă-te vreo 20 de click-uri până reușesc să-l depășesc. Asta trebuie să fie ceva interesant, să ne dăm seama. Multe mașini și scute. Atât, că după aia o să vedem doar biciclete. Mamă... Aici așa e interesant să mergi pe aici să vezi. Da. Ce trebuie asta? Ce poate să fie asta? Loc. De unde cumperi cartele? De unde cumperi ziarul? Păi și prin cum îl cumperi? Prin ce îl cumperi? Prin ăstea, da, acum ai închis. Prin ăstea de acum ai, păi așa poți și eu. Prin ăstea, dar acum ai, prin ăstea ce? Prin gemulețele alea mici. Băi, mâna în geam, bravo. Zim și mie de ce are husa asta aici. Da, mă, Suzuki ori. E mașina mai nouă decât astea. Oh my god. Singura chestie. Ia uite și tu. That's fucking game. Ei, bananier. Da, nice. Mamă, ei. Uite tomberoanele. Țigan de țigan, mă. Tomberoanele. Da.
Multe scutere. Un tomberon la tot ce aici. Era și gol. N-aruncă ăștia nici gunoi, mă, și pe ăla îl valorifică. Iau! Și tuc-tucul. Asta e graniță, nu? Treaba e graniță. Oh, credeam că e graniță. Cine știe ce? Da, mă, uite că l-așteaptă acolo. Uite cum ridică ăsta bariera. Se. Cu bățul. Sau o lasă cu frânghia. O lasă, că următoarea era mai jos. Îi ceruri aici ceva acte. Aute și tu polițistul stă la umbră. Oh my God. Deci e cald acolo. Da. Doamne, cum ar putea cu haine lungi? Iată, facem așa. Stai că am idee. Apăsai. Mai sus de India? Ia mai băgă tu, că ultima dată o nimeni și foarte bine. New Delhi, parcă New Delhi era praf și pulbere, deși aici, aici e mai liber, nu pe atât de înghesuit în Delhi, mi se pare. Mi se pare că în orașele și pe lângă orașele mari, mi se pare că e prea multă lume. Deci trebuie să duci undeva munte. Mă bag un pic între Mumbai, că pare mai mult, mai vegetat. A Mumbai? Spre apă? Păi aici era muntos. Da, bună idee. Eu mai ajunge spre Bangladesh? Dar nu, acum alege tu. Bună idee, și așa ta. Între Bangladesh și Nepalul ăsta aici. Pe acolo aș băga. Bună, mă duc un pic mai sus? Sigur. Hai, că să nu fim așa de centru. Și după azi. 3 metri, parcă vezi. Da, bea, dar hai să vedem, mă lasă 500 să de metri, da, dă-i continuu. Aer. Da. Ai, ai, ai. Și eu ziceam să nu mă duc aici. Pentru că... Eu nu înțeleg. Printre atâția copaci... Era asfalt, trebuia să ne ducem pe acolo. Vezi? Nu gândirem bine pe asta. Nu înțeleg, pentru că, adică, New Delhi, clar e oraș mare. Păi și aici nu era nimic mare. O fi fost ceva privată, o zonă de-asta privată. De... Clar e asta. Clar e asta. Fraților, pe tonul ăsta o să închidem și noi sesiunea. Interesant. Interesant, da, am acumulat până acum ceva puncte. Deci avem până acum, putem să vedem și câte? Sper că da, avem 69 din 150 și trecem la levelul 6, probabil în curând. Avem și câteva badge-uri corecte.